Să începem conferința județeană, așa cum am început-o de fiecare dată, ascultând imnul național al României. Bună dimineața și bine ați venit la conferința județeană a organizației Partidului Social Democrat, organizația Bacău. Și pentru că suntem oameni și viața este complicată, v-aș propune să ne amintim preț de câteva secunde de trei figuri remarcabile care în mod direct sau indirect au fost alături de comunitatea băcăuană, de comunitatea social-democrată și care în urmă cu foarte puțin timp ne-au părăsit. Vorbim de domnul Octavian Opriș, vorbim de domnul Ioan Răuță și de domnul Petre Vlase. Câteva secunde de reculegere, vă rog. Mulțumesc. Noi moldovenii suntem gazde primitoare și oameni politicoși, poate prea politicoși de multe ori, și am să încep prin a transmite un călduros bun venit celor doi invitați pe care am să-i prezint într-o manieră personală. Ne-am învățat să, la organizația Bacău să am și rolul, dincolo de președinte, de announcer, îi spun alții, și am să asigur eu toate aceste operațiuni de-a lungul întregii conferințe, dar astăzi vreau în primul rând să-i urăm un sincer bun venit domnului Marian Neacșu, care mi-a făcut o frumoasă surpriză. Mi-a făcut o frumoasă surpriză, eu nu mi-am permis să-l invit, pentru că știu că și sâmbăta muncește 24 de ore din 24 la Guvernul României. Este placa turnantă în acest moment în calitate de secretar general al Guvernului. Părerea organizației Bacău și a mea despre domnul Marian Neacșu o știm și o cunoaștem și e ușor de cuantificat, pentru că nu știu cât să-și mai amintesc, dar în martie 2018, când am avut o conferință similară, această organizație, la propunerea președintelui de la acel moment, tot eu, bineînțeles, am avut îndrăzneala și sugestia ca și propunerea ca domnul Marian Neacșu să fie președinte executiv la congresul ce urma să se organizeze peste o săptămână în martie 2018. Sigur, acest lucru nu s-a mai întâmplat, nu s-a transpus și în practică, ba mai mult, cred că undeva la finalul anului 2018 sau 2019 deja nu mai era în rândurile formațiunii social-democrate. Astea sunt valurile vieții, dar iată că ne reîntâlnim după 4 ani și jumătate și dânsul, ca și domnul președinte Marcel Ciolacu, în premieră, probabil în sânul organizației județene Bacău, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, domnul Marcel Ciolacu, care trebuie să am mai vorbit, dar trebuie să fac o mică
Și aici un mic story, dacă mi este permis. Se împlinesc aproape 3 ani de când am început să lucrăm în mod direct. Din acea seară de noiembrie, când cei care și-au imaginat că pot fi și premier și președinte al celui mai mare partid și președinte al României în același timp, au trebuit să predea ștafeta, pentru că PSD-ul ajunsese într-un moment foarte complicat și era nevoie de cineva care să preia cârma și să redreseze corabia. Asta se întâmpla, repet, în noiembrie-decembrie 2019. În luna ianuarie ianuarie-februarie au început conferințele județene extraordinare. Am avut și onoarea să merg atunci la Buzău. Mi-am spus părerea despre cine cred că trebuie să preia cărma PSD-ului, cine este cel mai înzestrat din acest punct de vedere să preia cărma PSD-ului. În mare, lucrurile s-au adeverit. Anul 2020 a continuat în martie cu începerea pandemiei și cu o guvernare Orban care a fost extrem de agresivă și extrem de ostilă, nu numai cu celelalte partide pe șichierul politic, ci și cu poporul român în întregul lui. Deși nu dădea nimeni speranțe că PSD-ul își va reveni la alegerile locale și parlamentare din anul 2020, ce urmau să vină, iată că președintele Marcel Ciolacu a reușit să ducă PSD-ul pe primul loc și în septembrie 2020 și în decembrie 2020 la alegerile locale și parlamentare, repet, cu un președinte al României și o guvernare Orban extrem de ostilă. Și dați-mi voie să-l felicităm la scenă deschisă pentru anul 2020. A urmat 2021. PSD-ul a fost trimis în opoziție pentru a doua oară. Partidul a început să se așeze, a început să monitorizeze tot ceea ce făceau Câțu și Barna, guvernarea PNL-USR. Și a venit toamna anului trecut, anului 2021, când, practic, prin decizia nu ușoară de a intra la guvernare, Marcel Ciolacu și-a tăiat opțiunea de a fi președintele unui partid de peste 40% în 2024. Dar, deși și eu și poate foarte mulți din această sală știți că am discutat acest subiect la momentul respectiv, nu eram foarte încântați cu perspectiva de a intra la guvernare, am înțeles logica și rațiunea care au dus la acest demers. În primul rând, probabil că era un nivel de așteptare foarte mare în rândul electoratului social-democrat, dar cel mai probabil Marcel Ciolacu cu al său PSD de peste 40% în 2024 ar fi găsit o Românie extrem de greu de guvernat, dacă nu chiar imposibil. Închid acest arc peste timp, dacă pot să spun așa, că curajul și determinarea și inspirația pe care au avut-o mai mulți pe data de 9 ianuarie la conferința de la Buzău, când am achiesat cu toții că ne așteaptă un drum îngust și cu pantă destul de ridicată, încet, încet, dacă vom strânge rândurile și ne vom organiza, acest drum se va lărgi și panta se va atenua și va ieși și soarele pe strada PSD-ului și va ieși și soarele pentru români și România, pentru că asta este cel mai important. Și acum suntem undeva pe la jumătatea drumului. Sigur, în politică, politica este în primul rând un sport de anduranță, nu termin niciodată, întotdeauna ai obiective. Evident că noi, fiind o organizație politică, avem obiective politice pentru 2024,
Dar avem și același obiectiv care ne-a călăuzit întotdeauna, acela de a nu înșela așteptările celor care ne-au susținut în mod constant la toate evenimentele electorale. Încă o dată mulțumesc Marcel Ciolacu și mult succes în ceea ce ne așteaptă până în 2024 și în 2024. Am să parcurg cu celeritate, dar respectând rigorile statutului, tot ceea ce prevede un desfășurător al unei conferințe județene. Și am să o fac de pe hârtie, nu cu laptop, așa cum ne-au învățat trotinetiștii, sau cum vedem la trotinetiștii care prind viteză, dar nu știu în ce direcție se duc. În primul rând, constituirea comisiilor tehnice, Secretariatul Tehnic pentru redactarea procesului verbal al conferinței, domnul Valentin Palea, domnul Bogdan Filip și domnul Laur Șova Gâțu. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, cu unanimitate s-a aprobat. Comisia de validare, doamna Cătălina Merticariu, Lorena Maxim, Daniela Filip, Sofica Dumitrașcu, Lavinia Bărsan, Emil Patrichi, Iulia Nenea. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate s-a aprobat. Comisia de propunere, Roxana Hârțescu, Silviu Botez, Claudiu Popa, Codrin Costan, Anca Sere și Justina Antonie, Elena Cosma. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, cu unanimitate s-a votat. Comisia de numărare, Adrian Gavriliu, Veronica Popa, Ionuț Andrieș, Adrian Nistor, Bogdan Pleșca. Cine este pentru? Cu unanimitate s-a adoptat. Ordinea de zi. Adoptarea raportului de activitate al organizației județene Bacău, dezbateri și luări de cuvânt și alegerea viitoarei conduceri a președintelui și a conducerii organizației județene. Dacă mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi, constat că nu, supun la vot ordinea de zi pe care v-am citit-o. Cine este pentru? Unanimitatea a fost adoptată. Procesul verbal întocmit de Comisia de Validare, delegați desemnați 510, înțeleg, 491 prezenți. Și intru abrupt în ceea ce este intitulat ca adoptarea raportului de activitate a organizației județene. Sigur că, în primul rând, vreau să vă asigur că nu va fi o conferință nici lungă, nici scurtă, va fi o conferință intensă, consistentă și cu câteva, din care sigur va rezulta o nouă echipă de conducere, ce va începe o nouă călătorie, dacă pot să spun așa, pentru următorii 4 ani, dar care va avea și câteva mesaje importante pentru cetățenii municipiului și județului Bacău. Raportul de activitate este raport de activitate scriptic cu ce s-a întâmplat din februarie 2020 înainte de alegerile locale până astăzi. Noi am avut, avem un număr de consilieri locali și județeni și primari în creștere față de alegerile din 2016. Cifrele sunt în acel raport, dar eu am țin la alt gen de raport care trebuie și trebuie să ne fixăm niște repere ușor de înțeles. În primul rând, când eram la Buzău pe 9 ianuarie 2020, am spus că mi-aș dori să fiu și eu și Organizația Județeană Bacău în top 5 sau în top 10 sau în clubul select al organizațiilor județene la nivel național, așa cum erau la momentul respectiv, vorbeam de Buzău și de Dolj. Întâmplător, Bacăul astăzi este, după ce joi a fost conferința la Dolj și aseară a fost conferința la Bacău. Sunt bucuros să spun că astăzi această organizație a reușit să reintre în top 10 după alegerile locale din 2020 și după alegerile parlamentare din 2020. Dar cel mai important este să-i anunțăm pe oaspeții noștri că sunt în premieră astăzi aici, că au venit într-o organizație care câștigă alegerile la județ și alegerile parlamentare de peste 3 decenii. Și să știți că, așa cum este și în sport, și nu numai în sport, contează și tradiția și palmaresul. Iar Organizația Județeană Bacău, PSD Bacău,
inițial PDSR, apoi PSD Bacău, are tradiție și are palmares și ca rezultate politice, dar și ca rezultate administrative. În ultimii 10 ani, repet, dacă ies să mă iau după colegul proaspăt ales de la Dolj, Claudiu Manda, și dacă ne luăm reper alegerile când am câștigat alături de celelalte formațiuni din USL, repet, rezultatele la PSD în 2016 și 2020 au fost în crescendo și la alegerile locale și la parlamentare. În 2020 însă a fost un an special, așa cum a fost pentru toată lumea a fost un an special, dar cu precădere pentru Partidul Social Democrat în integralitatea lui și chiar și evident și pentru PSD Bacău. Ca și PSD la nivel național și noi aici am fost cam singuri împotriva tuturor. Și rezultatele de la alegerile locale pe care i-au surprins pe mulți, se datorează tuturor celor care sunt astăzi prezenți în sală și de această dată țin să vă mulțumesc eu, dumneavoastră. A fost o muncă dificilă, în condiții dificile, în condiții de pandemie, dar ce este mai frumos în această victorie este că am avut împotriva noastră 6 partide, între 3 și 6 partide, depinde ce moment electoral a fost. Eu cred că noi am câștigat din două motive și le-am spus la momentul respectiv. Odată, pentru că și noi și partidul la nivel central eram traumatizați de faptul că se lipise o etichetă de noi incorrectă. Claudiu a spus că nu mai susținem proști în funcții publice, noi am spus la Bacău că nu mai susținem habarniști în funcții publice. Am fost dezamăgiți de anumite contraperformanțe electorale la Bacău, la Onești sau la Târgu Ocna, dar n-am fost descurajați. Am avut etichete, repet, incorrect lipite sau nemeritat lipite de Partidul Social Democrat. Și sigur că astăzi, dacă am învățat o lecție în anul 2020, dincolo că nu mai trebuie să susținem habarniști și incompetenți în funcții publice, am învățat și tot în mod simbolic o să vă propun ca niciodată să nu mai susținem în funcții publice, indiferent de cât de competenți sunt, oameni aroganți. Aroganța și habarnismul n-au ce căuta la PSD Bacău, așa cum fără să o spună explicit, dar în mod diplomatic și liniștit, a implementat-o și domnul Ciolacu la vârful PSD-ului și la tot ce înseamnă echipă trimisă la guvernare din partea PSD-ului. Vă reamintesc că am avut atunci împotriva noastră 3 partide la alegeri locale, după aceea sau mai vorbesc aici de USR, de Plus, vorbesc de PNL, după aceea au catadixit să se lipească și cei de la PMP, și cei de la Pro-România, și cei de la ALDE. Ei având doar obiective mici, pentru care lumea a taxat, alianța USR plus PNL n-a avut alt obiectiv decât ca un parlamentar care a avut 5 mandate să nu rămână șomer. Până la urmă n-a rămas șomer, i-a găsit domnul Orban un loc călduț la CNA, fiind un maestru în audiovizual, iar celelalte 6 partide după aceea au încercat să dea loc de muncă, cele 6 partide, nu celelalte, cele 3 care le-am pomenit cu cele 3 ALDE, PMP și Pro-România, au încercat să dea locuri de muncă celor pe care tocmai cu o lună în urmă electoratul îi trimisese acasă, ne fiind bun de primar sau altceva, dar fiind foarte bun pentru vicepreședinte CJ în viziunea lor. Dar până la urmă am rezistat și la acel test destul de dur și am încheiat alegerile locale cu majoritate simplă pe care PSD-ul n-a avut-o niciodată în Consiliul Județean și cu un președinte care sunt convins că își va pune amprenta pe dezvoltarea județului Bacău în următorii ani. Au venit alegerile parlamentare și, place, nu place, trebuie să
definesc rezultatul de la alegerile parlamentare în următorul fel. Totuși, în județul Bacău, așa cum este el, mare, mic, mare în comparație cu altele, mic în comparație cu altele, nu multe, are cel mai mare, organizația județeană PSD Bacău, are cel mai mare grup de parlamentari, indiferent de formațiunea politică, și vreau să-i menționez aici pe doamnele senator Cristina Pravăs și Bianca Purcărin, să le mulțumesc pentru activitatea și din campanie de atunci și din activitatea parlamentară, și celor patru deputați, domnul Ionel Floroiu, nu, trebuia să încep tot cu doamnă, doamna Ana Cătăuță, nativa noastră din Bacău, domnul Ionel Floroiu, Costel Dunava și Claudiu Ilișanu. Rămâne rana care nu s-a închis, nu s-a cicatrizat cu faptul că nu am reușit să luăm și al cincilea deputat. Dar eu cred că partidul, organizația județeană PSD, va reuși încet și sigur să repare această rană și să nu-i mai fie datoare celui care n-a intrat atunci ca deputat, pe domnul Vasile Budacă. Și asta se va întâmpla până în 2024 cel târziu. Cam acesta este raportul de activitate politică al organizației județene. Sigur, raportul la care țin cel mai mult și o să-l jalonez foarte repede, și asta se datorează nu unei persoane, ci unei echipe sau unor diferitor echipe pe care le-am coordonat, fie administrative, fie politice. Dar haideți să convenim că politicul este cel care influențează deciziile. Uneori o recunoaștem, alteori nu o recunoaștem. Cel mai frumos raport pe care îl are această organizație de prezentat băcăuanilor este faptul că a șters de pe harta promisiunilor electorale pentru, chiar și pentru 2020, dar și pentru anii ce vor urma, obiective care au stat pe afișele electorale în 2004, în 2008, în 2012 și în 2016. Vorbim de finalizarea centurii municipiului Bacău și, practic, primii kilometri de autostradă din autostrada A7 și finalizarea modernizării aeroportului internațional Bacău pe fonduri europene, ambele alături de alte proiecte care au fost atrase în sănătate, în educație, în alte domenii și din fonduri europene, ducând județul Bacău, conform statisticilor pe care le-am prezentat și la statisticilor care aparțin Ministerului Fondurilor Europene și a altor studii, pe locul 1 în Moldova la absorpție de fonduri europene și pe locul 7 la nivel național tot la absorpție de fonduri europene, și asta este până la urmă încununarea muncii întregii echipe politice de la PSD de la momentul respectiv, și mă refer aici la anii 2017, 2020, 2021, și este lucru cu care trebuie să ne mândrim. Alte partide n-au reușit în ultimii 10 ani, celelalte partide pe șichierul politic al județului Bacău n-au reușit în ultimii 10 ani să iau un obiectiv de la început și să-l ducă până la capăt. Asta este o dramă și la nivelul municipiului Bacău, dar despre acest lucru voi insista mai încolo. Dacă mai sunt observații sau completări sau lucruri care mi-au scăpat la acest raport de activitate pe care l-am prezentat, repet, într-o manieră cu care noi ne-am obișnuit, vă rog să o faceți. Dacă nu, am să vă supun în mod evident formal aprobării acest raport. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate a fost aprobat. Da, intrăm în al doilea punct al ordinii de zi, înscrierile la dezbateri și luări de cuvânt, poate cel mai așteptat moment al acestei conferințe. Voi întreba, eu am aici o listă de oameni pe care s-au înscris la, de membri, de colegi care s-au înscris la cuvânt.
Am și care și-au dorit să se înscrie la cuvânt. Am avut și eu o rugăminte la cineva, o să-l prezint la momentul respectiv. Știu pe cineva care își dorește să deschidă acest punct, dacă este în sală domnul Vasile Găucan, de la Buhuș, da? Vă rog să-l aplaudați. Nea Vasile, o să te rog să deschizi matale lorile de cuvânt. Sigur vei face deliciu asistenței, dar nu, de aici, domnul, aici te invit, Nea Vasile. Am să vă dau un detaliu. La anul, am aflat și eu de la dânsul, împlinește 65 de ani de activitate politică, rețineți. Domnul Vasile Găucan, membru al organizației PSD Buhuș. Domnule președinte Ciolacu, domnule președinte și europarlamentar Benea, stimați parlamentari, dragi colegi, în sfârșit, după 4 ani, iată că ne revedem împreună să dezbatem activitatea biroului județean PSD desfășurată pe perioada ultimilor 4 ani. Observ deja că și afară vremea este extrem de frumoasă, deci ceea ce denotă că astăzi în această conferință vom adopta cele mai bune măsuri pentru că, într-adevăr, activitatea Partidului Social-Democrat a județului Bacău să se ridice pe cote înalte, pentru că organizația noastră județeană întotdeauna, de când o știu, din tinereții, a avut cele mai bune rezultate. Oameni buni, parcurgem la vremurile actuale o situație cum eu, la vârsta mea de 84 de ani, n-am întâlnit-o. Acum 3 ani, în 2019, a fost declanșat acel virus nenorocit, pandemia, care a lăsat urme și încă mai lasă urme adânci în rândul poporului român. Oamenii s-au răcit între ei, speriați, nu mai comunică unii cu alții. Am avut rezultate slabe în câmpul muncii, pentru că mulți au fost retrași, s-au retras acasă, școlile au avut situația care au avut-o, deci niște probleme cu totul deosebite. Sperăm să nu ne mai întâlnim cu astfel de fenomene. Nu știm cine mai rezervă perioada următoare. Ne trezim acum în mijlocul unei crize economico-financiare fără precedent. Pe plan mondial, în Uniunea Europeană, inclusiv în țara noastră, a cărui membru suntem. Observ că conducerea guvernului, conducerea partidului nostru în mod special, caută în continuare soluții să putem ieși din iarna acestui an deosebit de complicat. Eu sper să se găsească soluții, pentru că țara noastră au toate condițiile, avem un relief, o climă deosebită, cum foarte multe țări de pe globul ăsta și-ar dori-o. Avem hidrocentrale pe apă, unde energia ieftină este mai energia electrică este mai ieftină. Avem gaze naturale. Într-un fel, noi putem ieși, dar trebuie, că asta e situația. Suntem în Uniunea Europeană, trebuie să întindem mâna și vecinilor noștri. Și ultima chestiune, dezastrul războiului declanșat de Rusia în țara noastră vecină, Ucraina. Oameni buni, nu m-am gândit vreodată că acel popor rus, de fapt, îl cam știam că e războinic, dornic de expansiuni, să aibă cele mai multe teritorii cucerite prin forță, nu întâmplător la ora actuală, Rusia are cea mai mare suprafață pe cap de locuitor din tot globul ăsta pământesc. Iar Japonia, cel mai mic teritoriu pe cap de locuitor. Să vedeți diferența. Rusia, războinic, așa cum a procedat Stalin în vremurile respective. Eu acel război l-am prins. Eu și soția mea suntem, din păcate, orfani de război. La vârsta de 3 ani am rămas orfan. Mama mea, la 28 de ani, cu 4 copii. N-a fost absolut deloc ușor. Am simțit, iar în 1944, când se retrăgeau nemții și au venit rușii să ocupe teritoriile țării noastre, mă îngrozeam cum alergau, cum se dădea foc la fel de mașini de luptă, și iată că ororile războiului
le-am cunoscut. Tatăl meu a murit pe front în Odessa, tatăl soției mele, de asemenea, pe acel teritoriu. Mă uit și mă îngrozesc ce fel de suflet are acest individ. Eu îl consider criminal pe acest Putin. Ce vină au copiii ăia din Ucraina? Ce vină au tinerii ăia care îi trimite, eu și să moară luptând pe frontul respectiv? Ce caut acolo? N-am înțeles. De fapt, sunt multe interese economice, asta îmi dau seama. Dar ce vină au copiii și femeile astea? Din fericire, iată că poporul român a întins o mână și acestor situații și i-au adăpostit și i-a ajutat să treacă peste aceste momente deosebit de grele. Deci, cam acestea sunt problemele. Legate de activitatea noastră zilnică, oameni buni, noi, organizația Buhuș, avem o organizație foarte bună. Am trecut și prin pandemie, să știți că noi ne-am desfășurat activitățile. I-am sugerat președintelui organizației, primarului Zaharia, domnule, dacă noi întrerupim vreo lună fără să ne întrunim în ședințele biroului orășenesc cu activul nostru, cu organizația de femei, cea de tineret, înseamnă că pe parcurs se răcesc relațiile și cam greu să readucem activitatea noastră zilnică. Și ne-am descurcat. Am respectat întru totul regulile sanitare, la distanță mult mai mare și ne-am desfășurat activitățile permanent. Să știți că la Buhuș nu există lună în care să nu ținem ședințele biroului, ne desfășurăm activitățile conform statutului Partidului Social-Democrat. Iată, marți am avut ședința de birou, cu toate că am avut conferința acum o săptămână și am avut și 8 primiri în partid. Deci ăsta e un lucru deosebit. Și am primit și din rândul senatorilor, al seniorilor, vreo 30 ceva de membri în organizația noastră de partid. M-aș lega un picuț de starea de fapt, domnule președinte Ciolacu, stau și mă minunez de multe ori, colegi de-ai noștri care au condus destinirea acestui partid, și național și județenii, noi, situația a fost de așa natură că o parte din ei au fost nevoiți să părăsească partidul nostru și să se retragă pentru că nu și-a văzut cum trebuie de treabă. Și fiecare înființează câte un partiduleț. Pe cine credeți când îi sustrage? Membrii noștri de partid, ai socialdemocraților. Ar trebui de numai găsit o lege, ceva să vă gândiți, pentru că lumea asta s-a cam săturat de atâtea partiduleți în țara românească. Nu se poate, nici nu mai știi. Cel puțin ceea ce a apărut cu Aurul și cu useriștii, oamenii mei, mă îngrozesc. Ce caută acel președinte? Și culmea, prescurtat, ce denumire, Aur. Păi ar trebui, la cuvântul ăsta, să fie un partid model, să spun, domne, ca Aurul să strălucească. Vine acel președinte cu atâtea nenorociri în Parlament și să învețe generația tânără din astfel de elemente. Nu au ce căuta, după părerea mea. Iar oameni buni, noi din Partidul Social Democrat vin cu ideea și propunerea. Când propunem pentru alegerile locale, județenii, parlamentari, să analizăm extrem de atent și cu foarte multe răspundere calitățile moral-profesionale a fiecărui candidat. Cu părere de rău vă spun, observ și la nivel național și în alte județe ale țării, unii primari, după ce și-au acaparat portofoliu, și-au lăsat copii, și-au lăsat nevestele și-au plecat cu alte persoane. Oameni buni, păstrați-vă familia, este sfântă, sfântă familia, nu se poate. Ai o familie liniștită, îți poți desfășura în mod excepțional activitatea la locul de muncă, în primărie, poți fi alături permanent de cetățenii pe care îi păstorești acolo încredințându-ți mandatul și astfel lucrurile stau mult mai bine. Dom'le, cu părere de rău, îi vezi că și ea o domnișorică mult mai tânăr, nu rezistă astfel de căsnicii. Eu, oameni buni, am trecut în 63 de ani de căsnicii. Cu a mea soție, amândoi orfani de război. Și să știți că ne descurcăm de minuni. Cel mai frumos, să rețineți cu sfințenii ce vă spune Găucan astăzi. Vor veni anii grei, anii pensionării.
Nimeni nu va avea mai mare grijă decât omul de lângă tine, soția, soțul, copiii, nepoții. Depinde cum i-ai crescut și cum i-ai educat. La capitolul educației suntem tributari, toată țara românească. Mă încrucesc ce se întâmplă cu anumite categorii de tineri. Avem și tineri excelenți. Din păcate îi pierdem pe drum oameni capabili. Și aici mă gândesc în viitor și în organele politice și administrative să promovăm cu mai mult curaj tineretul și femeia. Avem femei inteligente, frumoase, bine pregătite, profesional, politic, cultural, tineret, să mergi cu el. Uitați ce minune au făcut sportivii ăștia, culmea. Ne-a mers veștea, noroc de acești copii minunați. Ăștia sunt genii pentru România. Ne-a dus faima în lume. Și tare mi-e teamă, vedeți că încep încet să ne mai și pleznească cei din afară. Nu se poate. Eu mă angajez aici să îmi desfășor activitatea în continuare. Sâmbăta viitoare vom avea și alegerile la Organizația Seniorilor la Buhuș. Și cu asta am să închei că noi, la nivelul județului, avem o organizație județeană al seniorilor, domnul Benea, domnule Ciolacu, extraordinar de bună. Am fost ca o familie. Anul trecut s-a deplasat biroul județean al seniorilor la orașul Buhuș și a ținut ședința de birou executiv în frunte cu doamna senator Pravăț. A fost o întrunire extraordinară de caldă și de plăcută. Așa va trebui să muncim în viitor. Și va trebui și cu asta am încheiat, luptăm, fraților, biroul permanent, biroul executiv, comitetul executiv, să recâștigăm alegerile la Bacău, la Onești, Moinești și la Comănești. La Buhuș, fiți fără niciun fel, Zaharia câștigă al treilea mandat, plăieresc. Da, îi mulțumesc domnului Găucan. Nu o să putem câștiga tot, Nea Vasile, așa cum nu o să fim niciodată singurul partid, sau dacă vom fi singurul partid, înseamnă că suntem chiar foarte buni. Nu trebuie să distrugem ideea de democrație sau de competiție electorală, nu avem decât să comunicăm cât mai bine, să facem cât mai multe lucruri și atunci, cu siguranță, vom câștiga alegerile, vom mai și pierde, vorba poetului, asta e. Nu s-au revărsat chiar toți cei mai... În 30 de ani mai și pierzi, mai și câștigi în diferite localități. Asta este, important e să ții organizația vie și în permanentă schimbare. Și într-adevăr, acest lucru se întâmplă la Buhuș și vă mulțumesc și vă felicit și pe Matale și pe toată organizația. Am să-i dau cuvântul, știți că noi la partid avem, ca orice familie, avem și inimă și suflet. Acum Cristina sau Silviu, nu știu care e inima, care e sufletul, dar am să o rog pe Cristina să intervină, un membru care face cinste Partidului Social Democrat peste tot și în Parlamentul României. Cristina, te rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule secretar general al Guvernului Marian Neacșu, domnule președinte Dragoș Benea, dragi colegi. E foarte greu să încerc să sintetizez tot ceea ce înseamnă activitate politică a Organizației Județene Bacău în câteva cuvinte. E foarte greu să sintetizez activitatea parlamentară sau dezideratele activității parlamentare la fel în câteva cuvinte. Eu o să încerc astăzi, pentru că vorbesc după domnul Vasile Găucan, să mă adresez în primul rând colegilor de acolo din primul rând și evident dumneavoastră, generației de azi și de mâine a Partidului Social Democrat, vorbindu-vă despre angajamentele și despre realizările pe care PSD le are la nivel de protecție socială și evident acordarea prestațiilor cuvenite pensionarilor din România. Așadar, PSD-ul de ieri, PSD-ul de azi și mai ales PSD-ul de mâine trebuie să reprezinte girul respectului și grijei față de pensionari. Și cred că s-a întâmplat acest lucru și PSD a demonstrat deja prin fapte că nu numai creșterea pensiilor, ci și măsurile de protecție socială adresate pensionarilor nu au rămas la nivel de deziderat, ci s-au concretizat
în indicatori realizați și bifați de către toate guvernările PSD de până la acest moment. Unde suntem astăzi? În momentul în care pensionarii României asistă practic neputincioși la listările pe care dreapta politică din România le face pe o așa zisă bursă a pensiilor din România. Asistă practic la listările procentului de majorare a drepturilor care li se cuvin pe burse și listările le fac tocmai acei actori ai dreptei politice care în ultimii 30 de ani, aș spune, nu au făcut altceva decât să-și bată joc de ceea ce înseamnă drepturile vârstnicilor din România. Și în acest context a venit la sfârșitul anului 2021 și intrarea PSD-ului la guvernare, intrarea Partidului Social la guvernare. Știm foarte bine că fostul premier Câțu, fostul premier PNL Câțu și fostul ministru al investițiilor Ghinea nu au făcut altceva decât să îngroape sistemul de pensii publice din România și să arunce practic pensiile românilor la coșul de gunoi, asumându-și prin Planul Național de Redresare și Reziliență o plafonare pe 50 de ani a pensiilor din România la 9,4% din produsul intern brut al României, în contextul în care invocau ei la acel moment o condiționalitate impusă de către Comisia Europeană, deși știm foarte bine că Uniunea Europeană, oricâte rigori ar impune, nu impune politici sociale clar trasate statelor membre. Statele membre trebuie totuși să-și adapteze politicile sociale la specificul național. Și evident, cu o minciună, Câțu și Ghinea au îngropat pensiile în România la momentul respectiv. Însă acest lucru nu a fost singurul lucru fatal la adresa pensionarilor din România și dați-mi voie să mai trec în revistă câteva lovituri directe adresate pensionarilor tot de către dreapta politică din România. La sfârșitul anului 2018, dreapta politică din România, evident în frunte cu Iohannis și opoziția de atunci, declara război pensionarilor români și ataca la Curtea Constituțională legea de modificare a legii sistemului public de pensii, legea Olguței Vasilescu, cum este ea cunoscută, o lege care nu avea deloc pretenția că este perfectă, însă la momentul acela făcea dreptate pensionarilor din România, punând bazele unui sistem de pensii bazat pe contributivitate, pe egalitate, pe solidaritate socială și pe alte principii care, repet, urmau să facă dreptate românilor și să majoreze pensiile cu procentele pe care le cunoașteți, respectiv 15% în 2019, 40% în 2020 și 5% în anul 2021. Ping-pong însă cu pensiile românilor n-au jucat, numai cei amintiți mai devreme. Aș mai adăuga aici un nume, dacă are nume, cred că are nume, este ministrul Narecum, ministrul Dan Vâlceanu, acel ministru care nu cunoștea nivelul ratei inflației la momentul la care fusese desemnat ministrul finanțelor și evident nu folosea decât remarca n-are cum ca inflația să fie 5%, n-are cum să nu să existe creștere economică fără puseu inflaționist. Ei bine, acel ministru n-are cum declara tot la finele acelui așan că legea pensiilor, legea PSD a pensiilor, este cras neconstituțional. Evident, Curtea Constituțională a făcut dreptate, a declarat constituțională legea pensiilor. Ulterior, știm foarte bine că la finele anului 2020, aceeași dreaptă politică a atacat legea de majorare a pensiilor cu 40% din nou la Curtea Constituțională și din nou Curtea Constituțională făcea dreptate pensionarilor și PSD demonstra că, deși era în opoziție, putea să fie de partea pensionarilor prin niște instrumente care țineau strict de sistemul democratic. Alte gafe impardonabile ale miniștrilor PNL ai muncii, Violeta Alexandru și Raluca Turcan, nu cred că mai trebuie amintite aici. Știți cu toții doreau dumnealor să ne trezim. Știți cum să ne trezim. În același timp, în plan local, aici, la Bacău, primarul Viziteu iniția la începutul anului 2021, în plin context inflaționist și în plin context pandemic, două proiecte de hotărâre locală prin care
încerca să diminueze plafonul maxim pentru acordarea tichetelor sociale pentru vârstnicii din Bacău, reducând astfel la jumătate toți sau numărul beneficiarilor de tichete sociale din municipiul Bacău, evident, cu implicarea consilierilor locali PNL, PSD, scuzați-mă, și cei ai Partidului Umanist, nu au reușit acest lucru. Acestora, bineînțeles, că li s-au adăugat și ceilalți consilieri realiști din Consiliul Local, pentru că dacă am fi rămas la mâna PNL și USR, lucrurile se transformau în realitatea domnului primar Viziteu. Într-o ordine cronologică, dați-mi voie să revin asupra momentului prin care Câțu și Ghinea aruncau la coș sistemul de pensii din România, invocând, așa cum vă spuneam, o falsă condiționalitate. PSD-ul, am spus, că și-a asumat și din acest motiv intrarea la guvernare și la finele august anul curent, ministrul PSD al muncii reitera discuția majorării pensiilor, însă aceiași oameni condamnau aceste declarații încercând să le insufle românilor că sunt nerealiste și că PSD livrează așa zise incertitudini. Astăzi, aceiași oameni de stat vin și aruncă în piață numere, procente, citite de pe hârtii, limite maxime pentru majorarea pensiilor, fără a se raporta vreo secundă, în mod empatic, la pensionarii României, la cei un sfert de români. Conștienți fiind de faptul că singurul partid politic, cu o abordare consecventă și holistică a politicilor economice și sociale, este Partidul Social Democrat, trebuie să remarcăm aici niște eforturi pe care conducerea Partidului Social Democrat le-a făcut în acest sens în cursul anului curent. Vorbim despre creșterea pensiilor la începutul anului 2022, 10% pentru punctul de pensie și creșterea pensiei minime de la 800 de lei la 1000 de lei, acordarea de două ori în acest an a ajutoarelor financiare unice pentru pensionari, acordarea voucherilor sociale prin programele Sprijin pentru România. Însă, cel mai important demers pe care conducerea Partidului Social Democrat de la nivel central l-a făcut este reiterarea discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene, astfel încât acea anomalie din Planul Național de Redresare și Reziliență să dispară. Și de aceea dați-mi voie să vă felicit pentru toate discuțiile pe care le-ați purtat cu exponenții familiei socialiștilor europeni, cu reprezentanții Comisiei Europene, cu cei ai sindicatelor europene, astfel încât astăzi PSD-ul poate să-și asume acest rezultat. Cel mai probabil anomalia care constă în faptul că era limitat cuantumul total al pensiilor la o valoare relativă de 9,4% din produsul intern brut va fi eliminată și acest lucru este drept pentru că în alte state membre marja maximală este cu mult mai mare. Mai vreau să evidențiez un singur lucru. Trăim într-o țară în care speranța de viață scade de la an la an. Și știm foarte bine că ea se învârte la momentul acesta în jurul vârstei de 74 de ani și România ocupă a doua cea mai mică poziție din Uniunea Europeană din această listă. Și acest lucru trebuie să reprezinte pentru Partidul Social Democrat un alt considerent, în baza căruia construcția bugetară și alocarea de resurse corespunzătoare unui trai decent pentru cei aproape 5 milioane de pensionari din România să reprezinte un deziderat care să fie pus în practică. Pentru că PSD-ul știe că proverbul românesc, conform căruia dacă nu ai un bătrân acasă să-l cumperi, este cu adevărat real și nu numai că știe acest lucru și aplică în practică toate învățămintele pe care acest proverb ni le dă. Vă mulțumesc frumos, scuzați-mi emoțiile, mult succes! Mulțumesc, Cristina. Am să vă propun să trecem prutul puțin și să-i dăm cuvântul tânărului Ion Cucerescu, basarabean, frate de al nostru, care este consilier județean din 2016 la propunerea Partidului Social Democrat. El este și președintele PES Bacău și sper că de astăzi să înceapă activitatea de vicepreședinte la nivelul organizației județene, conform candidaturii pe care și-a depus-o. Dar până atunci să vedem
cum ne va capta atenția în următoarele minute domnul Cucerescu. Ioane? Bună ziua, stimați invitați, dragi colegi. Sunt onorat să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră, în cadrul conferinței județene a PSD Bacău. Astăzi simt o dublă responsabilitate, odată față de cetățenii județului Bacău, județ care mi-a devenit a doua casă, a doua oară față de țara natală, Republica Moldova. Ieri stăteam cu prietenii mei la o discuție și din discuție am constatat o chestie foarte interesantă. Fiecare din ei și-au dat seama că în localitățile lor natale au minim un proiect sprijinit, susținut, finanțat de Guvernul României, Consiliul Județene sau primăriile din România. Ce este și mai interesant este faptul că aceste investiții au fost făcute în perioada când PSD era la guvernare. Și vorbim aici, desigur, de proiecte de anvergură, cum a fost microbuzele școlare oferite primăriilor pentru transportul elevilor în 2014, sute de microbuze. De asemenea, înființarea unui minister a românilor de pretutindeni și numirea ca secretar de stat la acest minister al unui cetățean român născut la Chișinău în 2017. Și desigur să nu uităm că de luni România furnizează în regim de urgență energie electrică către Republica Moldova. Pe lângă aceste proiecte mari de anvergură, cele mai importante au fost proiectele care s-au făcut prin înfrățiri. Și știu bine că majoritatea primarilor din această sală au sprijinit localitățile din Republica Moldova. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Este clar că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană și PSD, prin vocea domnului președinte Marcel Ciolacu, și-a exprimat de numărate ori susținerea pentru parcursul european al acesteia. Desigur, și organizația PSD Bacău, prin susținerea unui tânăr basarabean în funcția de consilier județean, singurul consilier județean basarabean din România, prin faptul acesta a susținut românii de pretutindeni și inclusiv și organizația Bacău. PSD nu este doar cel mai mare, este și cel mai pro-european partid din România. Să ne aducem aminte cine a dus România în UE. Și este singurul partid care are o structură internă care promovează și popularizează dezbateri și politici europene. Adică PES Activist Bacău. PES Activist. În calitate de coordonator PES Activist Bacău, cred cu tărie că viitorul și dezvoltarea județului este în interiorul familiei europene, prin accentuarea și dezvoltarea mediului rural, așa cum o fac destul de bine deja primarii PSD din județ. Desigur, cu sprijinul continuu al Consiliului Județean, al Guvernului României. De aceea, dragi colegi, îmi doresc și sunt sigur că în continuare ne va uni performanța, responsabilitatea și faptele dovedite de fiecare în domeniul său de activitate și în funcția pe care o deține. Mult succes! Mulțumesc mult! Mulțumesc, Ioane! De la Chișinău o să vă propun să mergem până la Teheran, simbolic. În sală este domnul Gheorghe Iorga. Eu l-am rugat să intervine și să ia cuvântul. Ieri am aflat că doamna Gabriela Firea, băcăuanca noastră, va candida din nou la primăria capitalei. Domnule președinte, astăzi o să-l cunoașteți pe cel care a fost îndrumător în limba română, doamnei Gabriela Vrânceanu Firea, domnul Gheorghe Iorga, O să rog să ne spună în câteva cuvinte cum vede societatea românească prin ochii unui traducător, cred că singurul traducător de persoană veche. Domnule președinte Marcel Ciolacu, mama mea este din Vaddupaș, așa că suntem
Sunt mai subiectiv din acest punct de vedere. Domnule președinte al Organizației Județene, dragă prietene Dragoș Benea, dragi parlamentari, drag popor PSD-ist. E greu să scap de sintagma asta. M-am gândit să prezint foarte pe scurt, atât cât pot fi eu de scurt în general, o problematică a lumii contemporane, atât în plan extern, cât și în plan național și, evident, provocările acesteia pentru cel mai titrat, să spunem așa, partid din România, Partidul Social Democrat. Două viziuni fundamentale păreau a domina până astăzi gândirea politică internațională. Una accentua caracterul conflictual al relațiilor internaționale și tendința spre atomizare, spre conflict, iar cealaltă aprecia că ne aflăm în momentul unei schimbări de paradigmă, ce marca tocmai trecerea de la starea conflictoare a lumii la cea de armonie și dezvoltare integrată, dominată de raționalitate și progres. Cele două viziuni exprimau tocmai caracterul contradictoriu al realității și interferența subtilă dintre identitate și globalism, care domina ca procese lumea contemporană chiar înainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană în 2007 și în preajma atentatelor de la 11 septembrie din Statele Unite. Prima paradigmă, un soi de viziune tradiționalistă, și-a găsit expresia în celebra lucrare a lui Samuel Huntington din 1995, pe care sunt sigur că a citit-o foarte multă lume, Ciocnirea civilizațiilor. După ce secolul al XIX-lea a fost dominat de conflicte naționale, iar secolul XX de cele ideologice, s-a ajuns la ideea, valabilă pentru primii 22 de ani ai secolului și ai mileniului nostru, că valorile definitorii pentru o civilizație sau alta sunt cele care îi opun pe oameni unii altora sau statele unele altora. E vorba de conflicte născute într-o lume cum era aceea de atunci, o lume multipolară. Greșeala lui Huntington constă din faptul că șocul civilizațiilor nu se referă la mari profeți, la Iisus Hristos, la Mohammed, la marele chinez Confucius, cel cu să-ți dea Domnul să trăiești vremuri interesante, cum le trăim noi astăzi, ci la problema distribuției inegale a puterii mondiale, a bogăției mondiale și influența unui grup de state asupra întregii lumi. Cultura e vehiculul astfel prin care se exprimă conflictele și nu cauza lor. Teoria mondialismului e o teorie post-factum și ține de evoluția lumii. Abstrage din multitudinea evenimentelor individuale o raționalitate prin care apoi o propune ca model explicativ și ca opțiune valorizatoare a politicilor naționale și internaționale. Ca opțiune politică, globalizarea a existat, după cum știm, încă din timpul marilor imperii antice. Chiar există și o ciclicitate a acesteia. Ceea ce individualizează însă globalismul de azi este intensitatea efectelor sale. A devenit un fenomen atot cuprinzător, acoperind toate datele epocii noastre și reușind să păstreze ascunsă, greu de deslușit uneori, hegemonia unui sistem politic pe care îl cunoaștem sub numele de ultraliberalism, care controlează toate zonele de competență ale guvernelor naționale,
deținând astfel o supraputere planetară. Mai multe teorii ale globalizării s-au expus până acum, e vorba de vreo 180, dar două mi se par mai importante. Una, globalizarea ca soluție pentru evoluția și pacea lumii, este cunoscută sub denumirea de soluția lui Woodrow Wilson la primul război mondial, când a început, de fapt, expansiunea nord-americană în lume. Nicolae Titulescu, al nostru, părinții fondatori ai Uniunii Europene și chiar doctrinarii marxiști ai internaționalismului proletar. A doua, o tendință reală, independentă de voința factorilor politici, sunt celebrele teorii ale lui Alvin Toffler, cel din, mai ales din al treilea val, și Marshall McLuhan. Pentru că ei au identificat factorul hotărător al accelerării globalizării în circulația informației, care ne pune enorm de multe probleme. Globalizarea contemporană începe, după unii specialiști, după sfârșitul războiului rece, al lumii, războiul a mai fost numit al lumii bipolare și, evident, căderea simbolică a zidului Berlinului. Cauzele profunde ale globalizării se află, evident, în zona economicului, în modelul expansiunii nord-americane despre care vorbeam. Producția și desfacerea în rețele mondiale, uniformizarea consumului, nu? Noul sau cum se numește, McDonaldizarea consumului, Coca-colonizarea, piața globală care a devenit centrifugă. Asistăm la o înfrângere a voinței, la o negare a politicului. Este și perioada, dacă ați observat, a căderii ideologiilor, adică a lipsei lor de aplicabilitate în lumea de azi. Dacă decide piața, la ce mai servește politicul? Asta ar fi întrebarea. Ce poate face el în astfel de condiții? De aici o anumită, dacă vreți, o anumită reacție față pe care cred că a simțit-o fiecare dintre dumneavoastră, chiar ieri mi-a spus cum au reușit să fie la conducerea marilor structuri europene și mondiale, la Uniunea Europeană, la Statele Unite, nu mai zic de zona europeană, sunt atâția conducători mediocri, nu numai din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere cultural. Mă opresc aici cu exemplele pentru că încep să mă enervez. Dar există și o viziune optimistă asupra globalizării. Mobilizează și valorifică superior resursele, asigură o democratizare sporită a consumului și favorizează un tratament global al cauzelor economice, sociale, dar se află evident în contradicție cu un pesimism generat de riscurile politice ale fenomenului. Și astăzi ne bucurăm, între ghilimele, din plin de acest lucru. De când a intrat în Uniunea Europeană, România se confruntă cu două mari dileme care vin, evident, din globalizare. Etnocentrism sau interculturalitate. Globalizarea are nevoie totuși și de un sistem de legitimare politică. Dacă sub raportul nevoilor de producție și consum, lumea acceptă ușor efectele globalizării, să fim drepți uneori inconștient, în sfera culturii reacția e mult mai puternică. Conflictul cu patternul, cu arhetipul nord-american, pe care l-a reiterat Herbert Marcuse, un mare filozof al secolului trecut, în ceea ce s-a numit omul unidimensional sau omul unicultural, sau omul fără însușiri, după expresia unui romancier austriac, Robert Musil,
Și anume, faptul că lipsa specificului național devine valoare pozitivă și se opune naționalismelor vechi. Identitatea etnică și religioasă, culturală a alogenilor se impune ca soluție în raporturile dintre majoritate și minoritate, fie ea aceasta din urmă etnică sau religioasă. Caracterul compus federal al statului pune în discuție experiențele tradiționale ale statelor unitare. O întreagă filozofie politică, să nu uităm lucrul acesta și partidul nostru chiar nu trebuie să uite lucrul acesta, o întreagă filozofie politică se exportă odată cu investițiile de capital sau de securitate în lumea neoccidentală. Cele două integrări, europeană și euroatlantică, reprezintă fără doar și poate răspunsuri adecvate la sfidările globalizării și sunt obiective fundamentale în viziunea politică a Partidului Social Democrat. Chiar dacă vechile percepții de partid provenit din fostul Partid Comunist nu au dispărut cu totul. Cu toate astea, așa cum s-a mai spus aici, se știe, Partidul Social Democrat a contribuit fundamental la cele două mari integrări, la cea europeană, la cea euroatlantică și la cea europeană. În conformitate cu concepția sa, partidul nostru trebuie să distingă între procesul obiectiv al globalizării și riscul ca el să fie confiscat și utilizat în slujba unor interese obscure. La ce trebuie să fie atent Partidul Social Democrat în privința asta? La faptul că globalizarea nu este necesar echivalentă cu pierderea identității naționale și cu disoluția statului națiune. Globalizarea presupune armonizarea interesului național cu cel subsidiar și cu cel suprastatal. Asumarea de obligații trebuie să fie simultană cu asumarea de responsabilități, dar și cu obținerea, aici stăm destul de prost, de drepturi și garanții. În ciuda luptei pentru unipolaritate, cum se pune astăzi problema între Statele Unite și China și cu ignorata, între ghilimele, Rusia, nu poate practica, deci nu se poate practica o democrație, o diplomație unilaterală. Distanțele și criteriile geopolitice tradiționale nu mai constituie criterii eficiente de validare a viziunilor de politică internațională. Și să recunoaștem, stăm foarte prost, cum spune Caragiale, cu politica externă. De la miniștrii de externe ai Partidului Social Democrat, nu prea am mai avut miniștrii de externe de calitate, să fim serioși. Așa că vrem noi, unora ne place Aurescu, prefer să nu vorbesc prea mult despre asta. Globalizarea, apoi, trebuie să știm și lucrul acesta, nu este chiar punctul terminus al evoluției umane, așa cum niște profeți mincinoși ne fac să înțelegem. Un alt capitol, România și social-democrația. În orice tip de societate organizată, politicul e chemat să rezolve toate problemele, să confere societății acea coeziune pe care celelalte domenii de activitate nu sunt în măsură să o producă. De aceea cred că social-democrația modernă e un curent de gândire de maximă actualitate, preocupat în primul rând de managementul schimbării, cu producerea și sintetizarea unor valori politice capabile oricând să facă față vitezii cu care evoluează societatea. Aș spune chiar că vremurile de astăzi sunt făcute pentru social-democrație, pentru stânga modernă. Nici nu există, după opinia mea, chiar dacă sunt un democrat, nu există alternativă la ora actuală în lume, nu numai la noi, la social-democrație și pentru asta, și asta trebuie să o arătăm și alegătorilor în 2024. Stânga trebuie uneori să fie solidară cu dreapta.
Aici îmi vine să sugit puțin, dar față de alianța de astăzi, mai ales alianța cu centru-dreapta, pentru ca împreună să depășească era polarității și a polemicii, redefinindu-și relațiile sub semnul interactivității. Cei drept ideologiile astăzi, așa cum am mai spus, nu mai au forța pe care o aveau înainte, adică partidele nu mai pot fi constituite din ideologii rigide, adică să acționeze sub imperiul acestora, pentru că nu te mai lasă efectiv evoluția lumii contemporane și mai ales economicul, care este atât de imprevizibil. PSD-ul trebuie de altfel să producă noi valori, așa cum a spus și domnul Găucan, e nevoie de competență, chiar dacă recent am citit o carte a unui american care se numește chiar Sfârșitul competenței. Dar el se referea evident la nu la sfârșitul competenței ca abilitate, ci la faptul că lumea nu mai are nevoie, de înțeles că nu mai are nevoie de oameni competenți. Și lucrul acesta se poate vedea oriunde în toate domeniile de activitate. Toate actele politice necesare prosperității societății românești sunt blocate des și direcționate către interese oligarhice. Asta este o altă mare provocare pentru noi. Societatea civilă, o altă provocare, societatea civilă percepe politicul tot mai mult ca pe un corp nereprezentativ, generator de afaceri ilicite și până la urmă inutil. Societatea devine tot mai vulnerabilă atunci la mituri mesianice, la imagini false ce nu se bazează pe niciun argument serios, ci numai pe negarea politicului. De aici apar atâtea teorii conspiraționiste, nu, pe care le-am trăit cu toții mai intens și drept de la pandemie încoace și mai ales îngrijorător ce a putut deveni un război în teoriile conspirației. Este vorba de războiul ruso-ucrainean. Misticismul e vorba, de fapt, într-un fel de ceea ce am putea numi un misticism politic, care poate fi cel mai mare dușman al culturii civice, indispensabilă social-democrației și stângii moderne. Atunci când politica devine puternic personalizată, cum a fost cazul pe la începuturile post-decembrismului, vorba de lideri autoritari, cum au fost la noi, de exemplu, Ion Iliescu și Adrian Năstase, dar și în zona opoziției, democrația are de suferit. De aceea, astăzi, e nevoie de oameni politici extrem de competenți pentru regenerarea și revitalizarea Partidului Social-Democrat. Adică nu cred că mai este posibil și nici nu cred că ar mai avea vreo eficiență să avem liderii mesianici de aceștia, poate la președinție. PSD-ul trebuie să continue să refuze izolaționismul politic în care partidele de opoziție ar vrea să ne bage și naționalismul exclusivist. Nu cu oameni providențiali, cum spuneam, ci pe căi raționale și concrete, prin reformă politică și prin relații de parteneriat cu societatea civilă. Și accentuez acest lucru. În al treilea rând, să ne întrebăm ce-i de făcut. Partidul nostru va genera, pentru că mai avem 2 ani până la marile și, cred eu, decisivele alegeri pentru perioada aceasta a fragmentului de lume în care ne aflăm, va genera principii, programe și strategii capabile să asigure aplicarea lor în practică. Iată care ar fi aceste, între ghilimele, porunci. 1. Gramatica solidarității sociale, care va genera solidaritate și coeziune socială. 2. Raționalizarea capitalismului. Atenție la acest punct,
care înseamnă atât încurajarea dezvoltării capitaliste, pentru că, până la urmă, este ca democrația capitalismul, nu? Este stadiul la care a ajuns lumea deocamdată și nu are cum să-l depășească, dar și control al dezvoltării capitalismului, ceea ce intră în segmentul social-democratic. 3. Întărirea capacităților de integrare în structurile europene. O guvernare în parteneriat, statul și societatea civilă, în condițiile în care, Doamne ajută, vom câștiga alegerile și nu vom mai face tot soiul de alianțe care nu țin cont de nicio gravitație politică. Acum n-am avut ce face, dar sperăm că în 2024 să nu mai avem astfel de probleme. Asta se face prin crearea de mecanisme prin care să garanteze pluralitatea procesului decizional, care este și acesta în mare suferință. 5. Statul ca manager al riscurilor. El este garantul siguranței fiecărui cetățean, dar trebuie să pregătească și strategii anticipative și de asemenea profilaxia riscurilor. 6. Procesul decizional pluralist. Pluralitatea e o formă mai elaborată a principiului separației puterilor în stat, cel despre pe care l-a teoretizat Montesquieu, dar care astăzi înseamnă implicarea societății civile în procesul decizional. Asta va provoca ceea ce am putea numi o democrație de conținut, pentru că este și una de formă. 7. Exprimarea democratică pluralistă. Multiplicarea formelor și mecanismelor de exercitare a drepturilor democratice și continuarea descentralizării, un aspect extrem de important, nu se știe încă în ce parte, adică cum se va face această descentralizare. Deocamdată să ne bucurăm că avem primari foarte, foarte buni, foarte eficienți unii și să contăm mai mult pe ei. Această putere dată comunităților locale ar însemna democratizarea de formă, nu superficială, ci formă opusă democratizării de conținut. 8. Renașterea spațiului public. Nu mai le enumăr pentru că nu avem timp. 9. Societatea deschisă, nu sintagma cu care s-a lansat un alt dușman al societății deschise, Soros, ci societatea deschisă ca societate inclusivă. 10. O justiție socială temeinică, incluzând o meritocrație, dar o meritocrație limitată în spiritul idealurilor de justiție socială, tot ca în vremurile iluministe. 11. Redistribuția, care este artizanatul clasei, este cel care face, cea care face, de fapt, clasa mijlocie și care dă o nuanță deosebită structurilor Partidului Social Democrat. 14. O dublă ordine, cea a legii, dublată de cea a dialogului social și a negocierilor colective. Lucru la care stăm în general bine, la această relație cu sindicatele și cu tot felul de asociații civice. 16. Etica toleranței. Aici s-a vorbit foarte bine, domnul președinte Bene a spus chiar foarte bine, ceea ce ne-a făcut mult rău în cei 32 de ani ai partidului, sub diferite denumiri, a fost aroganța. Mare dreptate. Aici trebuie neapărat să lucrăm la înțelegerea acestei toleranțe. Adică suntem la putere, ceilalți sunteți vai de capul vostru. 17. Interculturalitate și comunicare. 18. Libertatea tuturor grupurilor etnice, pluralitate culturală, care este oricum un tezaur al oricărui stat european. Și ultimul, cenzura mediului înconjurător. Adică toate salturile
tehnologice care sunt de neoprit, trebuie supuse cenzurii mediului înconjurător. Căutarea unor soluții generale pentru rezolvarea problemelor sociale, sprijinirea categoriilor, celelalte probleme intră deja în însă și definirea și concepția Partidului Social-Democrat. Toate aceste lucruri reclamă o pregătire extraordinară a celor care, și domnul Găucan a atins această problemă, a celor care vor fi aleși în structuri de conducere, mai ales în cele de nivel național și european. Este nevoie, sau ca să spunem altfel, nu se mai poate face politică așa cu mijloacele folosite după Revoluție. Politica trebuie să devină o meserie, pur și simplu, pentru cei care sunt pregătiți. Noi trebuie să avem școli, nu de tipul școli de vară, care, fie vorba între noi, sunt cam degeaba, sunt festiviste și n-au nicio eficiență, ci efectiv școli de vară, dacă rămânem pe acest model, în care să se învețe efectiv, ca la facultate. Sau, ce să zic eu, ca la facultate, că și aici se învață extraordinar de mult. Adică să fie cursuri serioase, trebuie citite cărți fundamentale despre politica actuală, altfel nu mai înțelegi ce ți se întâmplă. Ești acolo așa, fie ca să votezi, fie ca să te afli în treabă, ca să explici conceptul de aflare în treabă la român, știți, care este foarte dezvoltat. Și atunci trebuie cursuri, efectiv, trebuie pregătit din organizația de tineret, care a avut recent alegeri, trebuie cursuri de pregătire extrem de serioase. Adică chiar cu examene aș introduce. Pentru că baza viitorul Partidului Social-Democrat stă în tineri. Și dacă noi creștem acum, noi dotăm cu cele necesare acestui drum care este mereu polemic, atunci nu vom face nimic, vom rămâne în acest orizont de așteptare până când cei care ne susțin astăzi aproape din reflex vor pleca în altă lume și atunci ce ne vom face? Este o întrebare la care partidul sigur va răspunde în 2024, când vom câștiga, Doamne ajută, toate alegerile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Gheorghe Iorga, pentru această lecție la scenă deschisă. Trebuie să înțelegem că la partid nu putem vorbi doar de Angel Salini, mai trebuie să mai și învățăm de la oameni care au ce oferi, iar aceștia sunt, din păcate, din ce în ce mai puțini. Și mulțumesc lui Gogu Iorga pentru că și-a rupt astăzi din timp și a participat proactiv la lucrările acestei conferințe. Cred că și colegii mei își vor rupe din timp pentru această intervenție pe care a avut-o domnul Iorga, la care eu o să mă mai uit o dată pentru că sunt lucruri datorită presiunii evenimentului, poate nu le-am înțeles foarte bine. O să mergem mai departe către București, dar până la București trebuie să oprim în Bacău și am să îi invit la microfon, într-o ordine evident a vârstei, dacă să dăm tinereții prioritate, un om care face politică de puțin timp, are calități pentru a face politică și care, datorită susținerii organizației județene a Partidului Social-Democrat, a ajuns prefectul județului, domnul Lucian Bogdănel, și eu sper că nu va înșela așteptările noastre. Domnul Lucian Bogdănel. Bună ziua tuturor! Îmi revine povara de a interveni după
expozeul prietenului meu, distinsul domn profesor Iorga. Pare că nu ar mai fi multe de spus după intervenția domniei sale, dar eu o să încerc să fac astfel încât să mai pun tușa mea în cadrul acestei conferințe județene de alegeri. Distinși oaspeți, onorat prezidiu, dragi colegi, reprezint în teritoriu, în calitate de prefect, o guvernare, spun eu, condamnată să ofere, cel puțin pe termen mediu, dacă nu cumva și lung, stabilitate și echilibru politice. Știm că nu am intrat la guvernare în cel mai ofertant context posibil, în cel mai prielnic moment politic. Am intrat la guvernare după 2 ani de pandemie, dezastruoși, pigmentați cu 2 catastrofe guvernamentale, Orban și Superman, Câțu, domnul Câțu. Am intrat la guvernare ca să facem curățenie după oalele sparte de Orban și Câțu, ca să scoatem castanele aruncate în foc de ghinea și drulă. De asta am intrat la guvernare, dragi colegi, pentru a pune ordine în dezordine. Ne amintim cu toții, sunt convins, de izoletele la preț de apartament cu vedere la mare, de vaccinurile achiziționate cât pentru 4-5 românii, de corturile neconforme și nefuncționale cumpărate și aduse, instalate pe post de spital COVID, suport COVID, unul dintre ele la baza Letea în municipiul Bacău, au distrus și baza, terenul de fotbal, între altele. Ne amintim de asemenea de alocările bugetare discreționare, că sunteți foarte mulți primari aici, discreționare, alocări care au urmat conturul intereselor, congreselor și agendelor congreselor USR și PNL. Ne amintim de asemenea de datoria publică dusă la 50% de domnul Câțu și de un PNRR făcut pe colțul mesei, în care a fost privilegiat bugetul pentru consultanță, vreau să zic, bugetul sifonat de către clientela politică a USR, care a prevăzut acest buget în PNRR. Dar ne mai amintim de încă ceva, dragi colegi, și vreau să subliniez acest aspect pentru a înțelege de unde am preluat ștafeta guvernării, acestei guvernări. Ne amintim de cea mai nesăbuită și ineptă măsură luată în ultimii ani vreodată de vreun guvern. Liberalizarea pieței energiei, oameni buni. În uralele domnilor de la USR, Prună, Năsui, acompaniați de același inegalabil Câțu, ne-au anunțat că facturile la energie vor scădea dramatic, că energia se va ieftini. Și ce să vedeți, dragi colegi, energia nu s-a ieftinit și facturile nu au scăzut. Ba dimpotrivă, astăzi se află, zic eu, la un nivel istoric de mare, cu consecințele negative de rigoare. Tocmai de aceea, acest context al nesăbuinței liberalizării pieței energiei pe care s-a suprapus conflictul din Ucraina, în care energia este o armă geopolitică, care afectează toate statele membre europene, nu doar România, reclamă o soluție tranșantă, o măsură tranșantă, de felul celei inițiate și pentru care militează domnul președinte Ciolacu. Reglementarea pieței energiei înapoi, pentru o perioadă determinată de timp. Așa că, domnule președinte, până la capăt cu reglementarea pieței energiei. Pentru că reglementând piața energiei cu această măsură corectă, nu facem decât să reparăm ceea ce au stricat nesăbuiții de la USR și cu Câțu în frunte. Creând prin liberalizare o piață care funcționează împotriva cetățenilor români și împotriva companiilor de la noi din țară. Chiar în județul Bacău avem o situație particulară, 64 de școli, am anunțat inclusiv Guvernul României, 64 de școli au fost notificate că de la 31 octombrie furnizorul de energie nu le mai furnizează energie, deși reînnoirea contractelor de furnizare fusese agreată, însă furnizorul, pe ultima sută de metri, a refuzat să le mai semneze, trimițând școlile la plimbare pe piața furnizorului de ultimă instanță, care e un fel de Kosovo, dacă vă amintiți ce era Kosovo în anii 90.
Sigur, pe lângă această problemă spinoasă, dragi colegi, ne așteaptă și provocări. Implementarea PNRR, absorpția fondurilor europene aferente cadrului bugetar multianual 2021-2027, respectiva proiectelor din Programul Național Angel Salini. Toate aceste linii de finanțare reclamă o capacitate administrativă ieșită din comun pe care noi de-abia de acum încolo trebuie să o dovedim. O capacitate administrativă pentru că în linii mari numărul funcționarilor a rămas cam același, însă documentațiile, cantitatea de birocrație afectată acestor linii de finanțare, îndrăznesc să spun că aproape s-a triplat. Avem nevoie să dovedim această capacitate administrativă, domnilor primari, cu oameni care au disponibilitate la efort mult dincolo de programul de 8 ore. În final, aș vrea să închei cu o notă personală, dragi colegi, și să spun, preluând o pasă tot de la domnul Iorga, că oricât de mare ar fi apetitul nostru reformist, apetitul unei guvernări, oricare ar fi ea, oricât de generoase ar fi viziunile noastre și ideile pe care le punem în aplicare, dacă după implementarea acestor reforme și idei, cei mulți, lumea o duce mai rău, înseamnă că ceva undeva a fost gândit greșit. Pentru că bunăstarea și siguranța cetățenilor reprezintă un barometru a cărui acuratețe nu poate fi contestat de nicio idee, oricât de nobilă ar fi ea. Și pentru asta trebuie să ne luptăm. Vă îndemn, dragi colegi, în final, să rămânem loiali imboldului nostru din campania din 2020 de la parlamentare, aproape de oameni, împreună la greu, mai ales în contextul extrem de dificil pe care îl parcurgem, și să dovedim în tot ceea ce facem noi, în spațiu public, altruism și omenie, oameni buni, omenie pentru că mai devreme sau mai târziu însemnând 2024, ne vom întoarce tot la judecata cetățenilor. Urez succes conferinței de alegeri și multă putere de muncă! Mulțumesc, Lucian! Tot un om care face de puțin timp politică și în care organizația a avut mare încredere și sunt convins că îi va avea parte de susținere în continuare. Domnul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean din 2020. Bună ziua, stimați colegi! Domnule președinte Ciolacu, onorat prezidiu, trebuie să recunosc că mi este greu de vorbit după domnul profesor Iorga și după domnul prefect, prietenul meu, care mânuiesc nu doar cuvintele, ci și ideologiile. Știu foarte bine să scoată în relief atât partea ideologică, cât și partea pragmatică, așa cum a făcut-o domnul prefect. Eu am să fac o radiografie administrativă a județului, a investițiilor din județ, pentru că acum 4 ani am intrat în rândurile noastre, din punct de vedere, mă refer practic, că ulterior am semnat adeziunea în august 2020, atunci când am și candidat la președinția Consiliului Județean. Atât cât am fost și subprefect și prefect, județul era un șantier și este un șantier și acum. Un șantier în care peste 200 de investiții pe care dumneavoastră, stimați primari, le-ați deschis, le implementați și le finalizați astăzi și care arată că totuși 300 de milioane de euro, așa cum le-am contorizat atunci, s-au implementat în județul Bacău sau sunt în curs de implementare.
Asta înseamnă capacitatea echipei de a implementa proiecte, asta înseamnă capacitatea noastră de a face diferența dintre sloganuri și fapte. Știți, stimați colegi, că am stat mult să mă gândesc ce am să vă spun astăzi, ce ar trebui să vă spun, sau ce cred că ar putea face să punem diferența dintre competitorii politici. Stimați colegi, diferența dintre competitorii politici o facem prin fapte. Uitați-vă la filmulețele care au fost puse astăzi și vedem proiecte realizate, vedem proiecte implementate, vedem realizări la nivelul județului. Și poate nu întâmplător, acel studiu și nu numai acel studiu de care pomenea domnul președinte Dragoș Benea arată că județul Bacău, prin echipa PSD Bacău, este pe primul loc la fonduri europene atrase concret pe cap de locuitor. Mă refer la în regiunea Moldova și pe locul 7 în țară. Și să știți că acest lucru are un numitor comun. Chiar dacă sunt convins că am să primesc anumite, să zic așa, corecții, numitorul comun este echipa PSD și cel care coordonează această echipă, Dragoș Benea. Nu putem să ne prefacem, să ne ascundem după degete. Asta este realitatea. Și noi toți, dacă această echipă este în sală, și știu și pe cei care au fost înainte de 2020, și cei care suntem acum, nu sunt mari diferențe. Nu sunt mari diferențe. Cine a reușit să țină această echipă în mână, este tot dânsul. Nu am plecat cu gândul să-mi țin discursul sub această formă. Dar să știți că asta este realitatea și nu puteam să o neg. Investițiile de la nivelul județului, să știți că îmbracă două forme clare, investiții în sănătate, în primul rând, și investiții în educație. Uitați-vă la realizările noastre, toate se bazează pe realizări de școli, grădinițe, investiții în spitale, fie că vorbim Spitalul Județean din Bacău, fie că vorbim de Buhuș, de Onești, de Moinești. Sunt investiții în infrastructura medicală, sunt investiții în educație, sunt investiții în infrastructură rutieră. Pentru că, nu-i așa, tot ceea ce vrem să venim în 2024, să arătăm în 2024, sunt rezultatele muncii noastre. Rezultatele muncii noastre care are în centru un singur lucru. Grija față de om. Grija față de cel care ne-a ales. Și grija și mai mare să nu înșelăm așteptările. Asta este cea mai mare grijă. Și am să preiau din rezoluția domnului președinte Benea referitor la ceea ce a spus. Aroganța. Într-adevăr, aroganța este cea care poate să ne înfrângă. Aroganța înseamnă, are și o porțiune ușoară, poate și mai ascunsă, de fapt, nu ușoară, de ipocrizie. Ori noi tocmai asta vrem să demascăm. Și când spun aroganță, mă refer la aroganța în funcția publică. Și când spun la aroganța în funcția publică, mă refer atât la aparatele administrative pe care le conducem, cât și la unitățile sau instituțiile deconcentrate care le avem la nivelul județului. Toți cei care sunt în funcție publică
trebuie să gândească că trebuie să deservească cetățeanul. Nu cetățeanul să-l servească pe dânsul. Nu înseamnă funcția publică privilegii, ci înseamnă, în primul rând, responsabilitate. Am să vă dau, că tot vorbim de și centru, în centru este omul și grija față de cetățean, am să vă dau un exemplu concret. Asistența socială. De un an și jumătate încercăm și cred că am și reușit, ușor, ușor, să scoatem aroganța acolo unde se află, în zona asistenței sociale. Este cea mai cinică aroganță care poți să o manifeste cei care lucrează în anumite zone sau cei care au lucrat în anumite zone cu cel care este mai, să zic, mai nefericit, mai lipsit de anumite mijloace și aici mă refer la beneficiar, adult, copil, aflat la necaz. Nu cred că cel care are un grad de handicap și care în fiecare an trebuie evaluat, i-a crescut vreun braț sau i-a căzut altceva când mă refer la partea de neuropsihici, și-a revenit în normal. Dacă a fost mai atent sau nu cu funcționarul de la evaluarea persoanelor cu handicap. Asta este fața urâtă a aroganței. Faptul că cei care trec la nivel de județ 20.000 de persoane cu probleme se ciocnesc de o anumită aroganță, se ciocnesc de o anumită suficiență și poate câteodată și vorbesc cu proprietatea cuvintelor pe care poate de o anumită condiționare. Tocmai cu asta ne luptăm și cred că n-am niciun dubiu că până în 2024 aroganța din instituțiile pe care le coordonăm va dispărea. În mod evident ne așteaptă 2 ani de provocări și sunt convins că cei 2 ani pe care îi avem în față, doar împreună putem să îi depășim într-o formă în care să ne asigure succesul. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Da, Vali m-a emoționat ca niciodată. Probabil că, sigur, eu când eram președinte al Consiliului Județean nu susțineam pe nimeni, mă susțineam pe mine pentru funcția de președinte, ca să glumesc. Nu cu aroganța trebuie să ne batem în sistemul public de protecție socială, ci cu disprețul. Cu aroganța, de obicei, aroganța vine la pachet cu funcțiile înalte și are treabă cu ce se întâmplă la o organizație județeană de partid. Dar ce a spus Vali, se întâmplă în foarte multe locuri, nu cred că numai în județul Bacău, este disprețul față de cel aflat la nevoie. Ne apropiem de ultimele lor de cuvânt. Organizația aceasta județeană PSD în ultimii 2-3 ani a avut o infuzie de femei, aș spune fără precedent, la toate nivelurile și vreau ca următoarele două persoane care vor interveni, dincolo de faptul că am cam terminat cu bărbații din județul Bacău, acum trecem la zona feminină, dar cu două doamne care activează în două domenii, doi piloni ai social-democrației, în educație și în sănătate, ambele foarte proaspete,
în activitatea politică, cu o experiență politică redusă, minimă, dar ce este mai important, reprezintă culorile Partidului Social Democrat acolo unde sunt, la Inspectoratul Școlar sau la Spitalul Județean, cu onoare și cu cinste. Îi dau cuvântul doamnei inspector școlar Anca Egarmin, președinta Organizației de Femei Social-Democrate. Mulțumesc! Că trăim vremuri grele, știm, simțim, că se dorește printr-un slogan strigat cu putere uneori o Românie educată, știm și asta, dar de la sloganul pe care președintele Iohannis îl susținea cu tărie și implicit de la afirmația că proiectul România Educată avansează din 2020, afirmația din 2020, afirmație care ne pune într-o încurcătură cel puțin lingvistică, de la aceste lucruri până la realitate e o distanță, o distanță pe care nu trebuie să o negăm, mai ales că nu se urnește mai nimic, sună dur, dar trebuie să conștientizăm faptul că de la dorință până la putință e o diferență. Nu ne ajută doar proiecțiile, nu ne ajută doar planurile, trebuie să ajungem într-o zonă a concretului, lucru care nu se vede. O primă dovadă și culmea ține de o coordonată a acestui proiect, coordonata fiind accesul la educație a tuturor copiilor și reducerea implicită a diferenței calității educației din mediile urban, respectiv rural. Spuneam lucru vizibil, simțit de noi toți, puteți confirma și dumneavoastră acest lucru în perioada 2019-2021, în timpul pandemiei, în special când dumneavoastră, primarii, directorii de școli, ați fost aproape singurii care v-ați zbătut pentru a face posibilă educația online în mediul rural în special. Fără o coordonare de la centru, fără o direcție dată, mai niciodată lucrurile nu vor merge în sens constructiv. O a doua durere, dar din nou strigată, însă nu aplicată, însă fără identificarea unor coordonate, unor condiții până la urmă pe care noi, cei din sistemul de educație, cel puțin să le urmăm, dar și copiii noștri, implicit și părinții, care reprezintă, e foarte adevărat, o forță și trebuie folosită, din nou spun în sens constructiv, revin. O a doua direcție este cea care vizează eliminarea analfabetismului funcțional, culmea o România educată, dar semi-analfabetă din punct de vedere funcțional. Nu s-au schimbat programele școlare, nu s-a mers spre direcția în care să înțelegem că dincolo de procente, și procentul este unul ușor dureros, în sensul că într-un studiu din mai 2022 procentul arăta că 42% dintre români sunt analfabeți funcționali mai șocant, mai derutant e nu neapărat procentul pe care, dacă suntem sinceri și îl conștientizăm, poate îl și acceptăm. E faptul că, spre exemplu, 53% dintre absolvenții anului școlar trecut, absolvenții de orice clasă, orice nivel, au medii peste 8-50. Aici e deruta, aici e nevoie de coordonarea centrală, dincolo de care, da, în ciuda faptului că, da, noi, oamenii, cei care ne înțelegem misiunea, oamenii din funcții, care vizează educația și nu numai, spuneam că aici e nevoie de coordonare. O altă sursă a faptului că lucrurile nu sunt spre o Românie educată, nu merg spre o Românie educată, ține de legile educației care, de asemenea, au răvășit un pic mințile și puterile noastre de a integra ceea ce se dorește și ceea ce ar trebui într-o zi să ia o formă concretă în realitatea sistemului de învățământ românesc. Spuneam că aceasta a treia, iată, direcția a treia coordonată vizează desființarea învățământului special, spre exemplu, pentru
toate tipurile de suferință, toate tipurile de handicap. Este de neînțeles cum într-o școală sau în școli, da, pe care le percepem, le percepem în simplitatea lor, în sensul că nu sunt dotate cu cabinete de terapii speciale, da, nu sunt dotate cu spații în care acești copii cu poate un grad de handicap grav, da, să-și găsească liniștea, da, apoi să învețe, fără profesori de sprijin, fără o diriguire și o aplicare concretă, lucrurile nu au cum să meargă acolo unde trebuie, adică la calitate. De aceea, din nou spun, trebuie să punem, să ne punem forțele împreună și noi de aici, cei de aici, în mod sigur, da, conștientizăm misiunea pe care o avem, dar mai mult decât atât, da, există nevoia aceasta, se simte nevoia de, de coordonare, de diriguire. Dacă e să dovedim și că facem lucruri și le facem, le facem uneori bine și constructiv și îmi place să folosesc acest cuvânt, dar numai atunci când se aplică constructiv. E o dovadă e că zbaterea noastră a unora de aici, da, ține de, iată, lărgirea unui program inițiat de PSD, Masa Caldă, de la, pentru anul acesta școlar, de la trei școli în care programul funcționa cu sprijinul domnului prefect și al colegilor ce se află în sală acum. Am reușit să ajungem în 8 școli din localități ale județului Bacău, din UAT-uri din județul Bacău, în așa fel încât să acționăm spre o echitate în ceea ce îi privește pe copiii care merg la școală, care trebuie încurajați să meargă la școală și poate că în felul acesta, picătură cu picătură, absenteismul, abandonul școlar și implicit analfabetismul funcțional se mai diminuează. Să avem putere cu toții să ne păstrăm direcția. Mulțumim colegilor pentru sprijin, colegilor din sală și bineînțeles că nu numai. Doamne ajută, toate cele bune! Spuneam că succesul din 2020 al președintelui Marcel Ciolacu la vârful PSD a fost îndemnul permanent către foarte multe organizații de a schimba liniile, dar nu cu orice preț, ci rațional și argumentat. Am să-i dau cuvântul celei care s-a lăsat convinsă mai greu să facă pasul spre politică și în Parlament, care nu este construită să facă politică în sensul propriu, așa cum știm noi să facem politică. Politica nu e balet, cum ar spune unii, ai luat o palmă, trebuie să dai două. Celei care ne reprezintă și ea cu onoare și la Spitalul Județean și în Parlamentul României, doamna senator Bianca Purcărin, medic militar, pe teatru. Bună ziua! Sănătatea este o cursă care nu se încheie niciodată. Mai mult decât orice, ultimii doi ani au demonstrat că salvarea vieții unui om reprezintă o cursă contra cronometru, în care diferența este făcută de detalii mici pe care adeseori le scăpăm. Aici fac o paranteză, pot să spun că sloganul "aproape de oameni împreună la greu" pentru mine, în ultimii doi ani, a însemnat aproape de oameni, de pacienți, poate 10-12 gărzi pe lună, aproape de semeni și foarte puțin timp aproape de familie. Niciun efort nu este prea mic atunci când la mijloc sunt viețile semenilor noștri, de la cei mici până la cei vârstnici. Niciun metru pătrat de clădire nu trebuie lăsat nefolosit. Niciun echipament sau pat medical nu trebuie abandonate sau lăsate fără o utilizare corespunzătoare. Spre deosebire de alte domenii, investiția în sănătate este o investiție continuă, care necesită o permanentă actualizare. Această aducere la zi, fără de care nu putem pretinde îmbunătățirea calității actului medical.
La infrastructură este oarecum mai simplu, în sensul că modernizezi un drum, îl recepționezi și ani de zile, dacă lucrarea a fost conform executată, nu mai e nicio problemă. Însă, în domeniul sănătății, tehnologia, echipamentele, cunosc o evoluție rapid-progresivă. Progresul este incontestabil chiar și în domeniul tratamentelor care apar de la zi la zi. Și asta presupune să fii tot timpul la curent cu ritmul acestui progres. Am o experiență politică redusă. Însă, cei 2 ani de Senat m-au făcut să sesizez că majoritatea oamenilor, există foarte mulți oameni care spun că sănătatea nu are culoare politică. Însă ei se comportă exact pe dos și acționează în detrimentul pacienților, în defavoarea celor care vin la spital pentru a fi vindecați. Mulți vorbesc, puțin cunosc. Să nu uităm, în final, că lupta pentru sănătate, bătălia pentru un sistem medical mai eficient și mai prietenos cu pacienții este o misiune pe care nu o putem declara îndeplinită niciodată. Este o luptă de zi cu zi în care implicarea, dedicarea și empatia fac diferența între un pacient salvat și un pacient pierdut. Fac parte dintr-o echipă politică ale cărei fapte vorbesc de la sine și dovedesc că am făcut din sănătate o prioritate. Alături de colegii mei, mi-am propus ca în următorii ani să realizăm cât mai mult și cât mai bine pentru întregul județ Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Bianca. Domnul Neacșu, l-am făcut placă turnantă, acum o să-l fac metronom. N-are nevoie de funcție, deși nu eu mi-aș dori personal să revină cu o funcție cât mai importantă în Partidul Social Democrat. Acum, deocamdată, este președinte la sectorul 3, trebuie să resădească acolo social-democrația în sectorul 3. Îl invit să ne spună cum vede dânsul de la București, județul Bacău, organizația Bacău și câteva secrete pentru a pune diferență în viitoarele bătălii electorale între cei care se țin de cuvânt, cei care sunt aproape de oameni și ceilalți care una fac și alta spun. Domnul Marian Neașu. Îți mulțumesc încă o dată, Dragoș, și pentru ce cuvintele frumoase spuse acum, dar mai ales pentru cele spuse la începutul acestei întâlniri, care nu mi-este foarte propriu, pentru că nu mă las ușor doborât de lucruri de factura asta, m-au emoționat profund. Îți mulțumesc pentru asta și îți mulțumesc și pentru gestul ăla care, de asemenea, la acea vreme m-a lăsat fără replică. Și pentru că președintelui Ciolacu îi place să mă gratuleze cu ideea de a fi principalul depozitar al memoriei instituționale al ultimilor ani, am să fac prima referință, pentru că mi-a ridicat mingea la fileu cumva, la momentul pe care tu l-ai amintit aici și am să fac o reparație necesară, pentru că n-am apucat până acum să vă mulțumesc pentru acel gest și o fac în momentul ăsta. Mai mult decât atât, așa cum vă este bine cunoscut multora dintre dumneavoastră, n-am făcut atunci gestul de a candida pentru funcția cu care dumneavoastră m-ați gratulat, am ales una, cred că la fel de importantă ca aceea și evident și cu ajutorul dumneavoastră, am câștigat la cel mai mare ecart față de contracandidatul meu de la toate alegerile din PSD. Și dacă tot vorbeam de memoria instituțională, acum am să fac o trecere cumva atemporală. Și am auzit aici, discutând mult, am ascultat cu foarte multă atenție tot ceea ce au spus antevorbitorii mei, și s-au trecut în revistă și de la nivel local și de la nivel central o seamă de personalități, pentru că Partidul Social Democrat a avut dintotdeauna cele mai puternice, mai pronunțate, mai proeminente personalități politice din România. Dar tăria dintotdeauna, cea mai importantă a Partidului Social Democrat, a stat în echipa sa. În echipa de la Bacău, în echipa de la Buzău, în echipa de la Vrancea, în echipa de la Mehedinți, în echipa de la Argeș, la Dâmbovița, de peste tot din țară. Aici și ăsta a fost factorul determinant dintotdeauna al social-democrației.
Și pentru că tot discutam de o trecere cumva temporală, evident că politica trebuie să lase și urme. Niciunii dintre noi nu facem politică de dragul politicii. Și nici numai din vocație, ci pentru faptul că vrem să aducem lucruri bune și realizări în viața oamenilor, acelora de care depindem și care, într-un fel sau altul, ne creditează cu șansa de a fi pe pozițiile pe care, așa cum cineva aminte aici, efemer le ocupăm. Din această perspectivă, din 90 și până acum, destinul pozitiv al României a fost legat de guvernările PSD. Și ăsta este un fapt bine cunoscut de către oameni. Unul dintre crezurile mele fundamentale a fost că românii dintotdeauna vor face diferența între oamenii care fac lucruri și cei care vorbesc despre ele. Și noi totdeauna am făcut lucruri. În spatele fiecărei guvernări PSD au stat regretele oamenilor că la un moment dat sau altul nu am mai fost cei care să mâne destinele. Iarăși se amintea aici despre momentul intrării la guvernare de astă dată, a fost bine, a fost mai puțin bine, n-am să mă pronunț pentru asta, pentru că tot faptele vor fi cele care vor vorbi. Dar în același timp vreau să vă asigur pe toți că lucrăm în fiecare moment ca să fie bine românilor acum și ca să le fie românilor și mai bine de după mai 2023 și ca să le fie și mai bine de după 2024. Spunea colegul nostru, și am să îi cer permisiunea să-i spun Nea Vasile și mă închin cu respect, atunci când Dragoș zicea că dacă n-aș fi fost aici, probabil că eram undeva la guvern și încercam să caut să găsesc soluții pentru ceea ce avem de făcut pe termen scurt și lung. Da, este adevărat, confirm lucrul ăsta. Bine, asta nu înseamnă că nu mi-am luat de lucru și mașină pe drum de acolo până aici înapoi, dar să fiți convins, Nea Vasile și stimați colegi, că în momentul ăsta, după părerea mea, probabil că Sorin Grindeanu e undeva pe un șantier și vizează lucrările la autostradă, că domnul Budoi se întreține probabil la un cămin de vârstnici cu oamenii de acolo, că doamna Gabi Firea este undeva în zona ocrotirii tinerilor și a copiilor și cu siguranță că are o astfel de acțiune în momentul ăsta, că nu în ultimul rând, probabil că Nea Petrică Daia este undeva în vreo piață sau pe vreun câmp și se ocupă să vadă cum oamenii strâng recoltele acestei toamne. Pentru că ăștia suntem noi, cei din familia PSD. Întotdeauna la muncă, întotdeauna la treabă. Și da, doamna doctor, nu numai sănătatea este o problemă atemporală și care se întâmplă toată vremea, ci politica, în general, politica pentru oameni, n-are niciodată odihnă. Aproape de final vreau să, și am stat mult în cumpănă, dacă să vă ridic această provocare. Am auzit vorbindu-se aici, poate mai mult decât ar merita, despre trufie. Nu este definitorie pentru Partidul Social Democrat. Astea nu sunt lucruri care ne caracterizează, ci sunt lucruri care nu caracterizează în mod fundamental actualul PSD, actuala echipă de conducere și mai ales pe actualul președinte al partidului. Suntem oameni, la fel ca ceilalți oameni, alături de ei, împreună cu ei, și nu suntem cu nimic mai răi decât alții, ba dimpotrivă. Domnule profesor Iorga, purtați un nume celebru, sunt foarte bucuros să constat că sunteți la înălțimea lui. Ne-ați ținut... Ne-ați ținut o lecție de politologie aplicată care, dincolo de corolarul de problematici pe care l-ați prezentat, l-ați enunțat aici, cred că se pot constitui foarte bine într-un document programatic. Și am să vă caut pentru asta. Și mai am să mai fac o destăinuire legată tot de dumneavoastră. Urmărindu-vă aici, am înțeles de unde vine elocința și talentul discursiv al Gabrielei Firea și sistemul extrem de pragmatic, de coerent de gândire a lui Dragoș Bene. Bună școală ați avut! Bună școală ați avut! În final, vreau să vă spun că, dincolo de emoții, mă bucur foarte tare că sunt astăzi aici în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc la final, poate trebuia să o fac de la bun început pentru invitație. Am să vin totdeauna cu multă plăcere în Bacău.
pentru că din mai multe puncte de vedere Bacăul și județul reprezintă chintesența a câte ceva. Am urmărit realizările pe care Valentin le prezenta, le cunoaștem cu toții, sunt doar o parte a ceea ce a făcut și ceea ce au de făcut echipa de la Consiliul Județean și cu siguranță că vor duce și vor avea mult mai multe împliniri decât până acum. Dar tot așa trecând în memorie, cunoștințele mele de minimă geografie, ca să spun așa, cred că am remarcat că în jurul Bacăului se pliază harta Moldovei. Și din nord în sud, și de la est la vest. Deci este un punct nodal, dincolo de realizări, dincolo de calitatea oamenilor de aici, și încă o dată mi-ați demonstrat asta prin excelentul discurs sau excelentele discursuri pe care le-ați rostit aici, care n-au ținut neapărat de politică. Au ținut de emoție, au ținut de sentimentul apartenenței la o echipă importantă și, dacă vreți, meritul fundamental al dumneavoastră ca organizație extrem de performantă a Partidului Social Democrat îi aparține lui Dragoș Benea și vreau să-i mulțumesc în numele meu pentru prietenia cu care m-a gratulat de-a lungul timpului, o dată în plus dovedită astăzi, nu că ar mai fi fost nevoie, și să-l asigur de aceeași gratitudine și prietenie. Și vă doresc succes! Da, e adevărat, Bacău sau Romanu sunt în crucea Moldovei, dar pe infrastructură o să discutăm cu domnul Ciolacu și cu domnul Grindeanu, când eu sper până la finalul anului să revină cu contractele pe A7. Dar nu vreau să iau șunca din fasole nici lui Sorin, nici domnului președinte, că după aia mă costă. Sigur, am să încerc, mi-a venit și mie rândul, n-am ce să mă mai prezint. În schimb, m-am gândit foarte serios ce voi face astăzi, ce voi spune, cum voi capta atenția și care e mesajul pentru Băcăuani și pentru liderii de la centru și pentru toată organizația. Am prezentat raportul de activitate, voi spune foarte pe scurt dacă echipa pe care o vedeți pe scenă va fi confirmată și care se pregătește pentru un drum de 4 ani. Acum am, înainte de a-i da cuvântul domnului președintele Marcel Ciolacu, am să comprim cât pot o durere mare și a noastră, dar și a băcăuanilor și am să-i vorbesc despre prietenii dânsului liberalii, partenerii noștri teoretici de coaliție aici în județul Bacău. Spun teoretici și nu ne deranjează foarte mult acest lucru, știți foarte bine că nici eu, nici colegii mei nu ne-am plâns. Ați văzut organizația, o vedeți. Vă confirm eu că între noi și ceilalți competitori politici în județul Bacău sunt mari diferențe din foarte multe puncte de vedere, în afara faptului că ne ținem de cuvânt cu ceea ce rostim în campania electorală, acoperim bine domeniile de activitate în care ne trimite votul electoratului și de aceea mai puțin mă interesează ce fac alte echipe politice, spre deloc. În schimb, sunt anumite linii roșii și în politică și în administrație care nu trebuie depășite. V-am spus la început, la raportul de activitate, că s-au strâns împotriva noastră. Cam asta e valabil în foarte multe județe din țară și chiar și la nivel național. Dar Vulpoiul Marcel Ciolacu, cum îi spune Claudiu Manda, a reușit să scoată PSD-ul dintr-un izolaționism care ajunsese iarăși. Și astăzi PSD-ul nu mai este un partid izolat, dar are parte de niște parteneri de coaliție destul de fluctuanți, ca să zic așa, și neprincipiali, ca să fiu elegant. Repet, noi aici suntem într-o coaliție pur teoretică și am să vă dau un exemplu, am să vă dau două exemple, unul mai pe larg, altul mai pe scurt. Domnul Cornel Ghelase este în sală. Domnul Cornel Ghelase, domnul președinte, este primar de 90%. Este un om prin fața căruia greu treci. Așa se și explică rezultatul din 2020.
Cred că comuna Motoșeni este printre cele mai întinse din județ, 13 sate, 14 sate, la undeva la granița cu județul Vaslui. Ei, uitați unde au început colegii noștri de coaliție să poarte grija mediului, protecției mediului, fără niciun fel de jenă și fără niciun fel de prevenție și fără niciun fel de discuții, o amendă scurtă de 150 de milioane sau 250 de milioane? 150 de milioane lei vechi, ce să vă zic, e aproape 10% din taxe și impozite colectate de la populația din Motoșeni, care și așa o duce greu. Este un exemplu de cum înțeleg, mulțumesc, Cornel, este un exemplu de cum înțeleg coaliții noștri colegii noștri de coaliție să utilizeze instituțiile statului, vezi, Doamne, pentru protecția mediului, dar împotriva primarilor PSD. Noi, eu personal și foarte mulți primari din această sală, noi nu putem să acceptăm lecții pe protecția mediului de la niște oameni care, repet, n-au dus un proiect de la cap la coadă, dar noi am făcut niște proiecte pe zona de, pe fonduri europene și pe protecția mediului, în celebrul ADIS, care duce județul Bacău la nivel de investiții și la nivel de selectarea deșeurilor în primele 10 județe din țară ca probleme rezolvate. Și ce să vezi, pe această zonă au înțeles domnii de la PNL, de la Garda de Mediu, să înceapă să-și arate mușchii. Au reușit, alături de cei de la USR, să propulseze la primărie un, vă spuneam, trotinetist, care e bucuros când prinde viteză, dar nu știe direcția în care merge. A reușit, într-un mod foarte elocvent și sugestiv, să-și prezinte raportul de activitate la primăria Bacău cu acel accident de circulație despre care este învăluit în mister, toată lumea ține la secret, dar nu e treaba noastră că Ministerul de Interne ține la secret acest lucru. Nu e treaba noastră, dar constatăm că o mașină a primăriei a fost făcută knockout, daună totală, la fel cum este și municipiul Bacău, daună totală după 2 ani de useris și penelis la conducerea sa. Și nici asta nu ne-ar deranja prea mult, pentru că și noi am avut pasul nostru fals în perioada 2016-2019, asta este, și la fel și la Onești, dar au reușit împreună, în anul de grație 2021, când au fost la guvernare, să propună un proiect extrem de toxic pentru PNRR, toxic prin faptul că nu avea nicio șansă la finanțare și care vizează un șantier, cum este șantierul de la Spitalul Municipal, cum îl știm cu toții, un șantier care trenează de 15 ani și unde, sub privirile îngăduitoare ale liberalilor, Ghinea și cu Viziteu au prins un spital care fusese desființat din punct de vedere juridic în august 2020 și cu o secție care nu avea proiect, secția de arși. Naiv am fost eu, pentru că ce așteptări puteam să am de la cei care, atunci când am cerut bani de la guvernul Orban și domnul Tătaru, ministrul Sănătății Naționale, care lacrimi nu cred și nu mă impresionează și cred că timpul va demonstra acest lucru, da, o să mai discutăm. Când am solicitat bani pentru al doilea accelerator la o secție, la secția de radioterapie pe care PSD-ul a construit-o de la zero și care alină suferință și tratează cancerul, am fost trimiși la plimbare de către cei de la PNL și a trebuit să luăm un credit ca să ajungem ziua de alaltă ieri să inaugurăm al doilea accelerator pentru a reduce timpii de așteptare pentru programări la tratamentul de cancer. La fel cum alaltă ieri am mai dat în folosință Consiliul Județean, domnul președinte Valentin Ivancea, acel heliport în premieră și cu componentă de fonduri europene, în premieră la nivel național, care n-am vrea să-l vedem zburând foarte des deasupra Bacăului, dar viața ne-a demonstrat că nu e chiar așa cum ne dorim noi. I-am văzut pe domnul Orban și pe liderii liberali băcăvani și pe domnul Tătaru aducând un cort, nici nu știu ce era ăla, de vreo 3 milioane de euro la baza Letea, care n-a tratat niciun caz de COVID vreodată, ba mai mult a distrus și baza Letea, cum spunea Lucian,
Și cam acestea sunt proiectele pe care alianța de dreapta USR, PNL, care la Bacău a luat un rezultat care îi conferă o legitimitate foarte redusă, un 29% din cei prezenți la vot, sub 10% din cei înscriși în listele electorale. Dar iată cât rău poate să producă o asemenea alianță, făcută numai pentru a bate PSD-ul, care și așa venea după 3 ani destul de complicați la primăria Bacău, dar nu mai insist mai mult pe acest subiect. PNRR-ul pe sănătate, domnule președinte, știți că am vorbit și anul trecut, este construit de Câțu și Ghinea, ca urmare a alegerilor interne pe care le aveau în partid, pe scurt cam așa înseamnă. Înseamnă Ardeal foarte mult, un pic de București și vreo 2-3 spitale din restul țării. Cam ăsta este PNRR-ul gândit de Câțu și Ghinea. N-am să stau acum să îndrept ceea ce au făcut, că nu pot nici eu și nici domnul președinte, deși s-au făcut demersuri în acest sens de a se modifica lista, de a se completa lista. Pare să că această listă nu se va mai putea modifica. Dar acest obiectiv al șantierului de la Spitalul Județean, pentru acest obiectiv, am avut o singură solicitare de la partenerii noștri de coaliție de 11 luni. Coaliție teoretică, cum spuneam. Acela de a pune capăt acestui șantier de 15 ani, o entitate desfințată din punct de vedere juridic, să transferăm acel pavilion din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al județului Bacău și cu resurse de la PNRR sau de la Banca Mondială sau de la bugetul statului sau de la bugetul Consiliului Județean și din toate părțile, totuși să acest pavilion, această clădire pe care o știți în curtea Spitalului Județean de Urgență, să ajungă în sfârșit să fie pusă în funcțiune în folosul sănătății băcăuanilor. Și am avut aceste discuții pe toate căile și pe toate canalele și cu cei de la PNL și cu primarul de la USR pentru a debloca această situație, simțind că la Ministerul Sănătății și la Guvern, venind și PSD-ul, vom găsi căile să finalizăm odată acest obsedant șatier din municipiul Bacău. De 6 luni, deși noi am venit cu soluție clară, concretă, validată de Ministerul Sănătății și de Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, n-am primit niciun fel de răspuns, niciun fel de feedback și până la urmă, zilele trecute, stând de vorbă și cu Vali și cu Lucian, am ajuns la o concluzie tristă, dură, dar până la urmă trebuie să o constatăm și să o spunem. Și este datoria președintelui de organizație, a liderului politic, să la un moment dat să cravașeze și să pună tensiune pe niște subiecte care vizează sănătatea cetățenilor județului Bacău, nu numai a municipiului Bacău. Și mi-am găsit explicația, nu este vorba aici despre sănătate, despre investiții în sănătate, este pur și simplu vorba despre un abject joc politic pe care îl face mincinosul de acum 10 ani, Stavarache, care promitea taloane pentru analize gratuit la acest spital, și uzurpatorul Stavarache de astăzi, care conduce și PNL-ul și USR-ul, presa știe, foarte mulți o știu, și PNL-ul și USR-ul și primăria Bacău din culise, dacă pot să spun așa, de-aia și spun uzurpator. Și eu și cu colegii mei, deși ne-am făcut foarte mulți adversari și dușmani politici și nu numai politici, am acceptat să, am asumat să mergem până la capăt și să le dăm măștile jos și să ne luptăm cu ei cu orice risc. Pentru că le-am spus celor de la liberali că sănătatea băcăuanilor, fără să fiu nici patetic, nici ipocrit, este o linie roșie pe care ei au depășit-o și evident că eu trebuie să duc această discuție mai sus, mai sus de conferința județeană. Și de aceea voi avea o rugăminte și un apel aproape disperat, un SOS la președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, de a duce acest subiect pe masa coaliției, pentru că nu e corect ca o mână de politruci să-și bată joc de sănătatea județului Bacău. Ei știu foarte bine, repet, uzurpatorul de astăzi, care nu este altceva decât
o monedă cu două fețe, în care se regăsesc răutatea și calculul cinic politic. Eu îl cunosc foarte bine și foarte mult să-l știți. Răutatea și calculul cinic politic sunt fețe ale aceleiași monede, o monedă ruginită, găurită, scoasă din circulație, dar care se numește Romeo Stavarache și care le spune foarte clar liberalilor și lui Viziteu, vre locul dânsului, le spune foarte clar că dacă acest obiectiv ajunge la Consiliul Județean, va fi gata sub o administrație PSD. Despre asta e vorba. Și aici trebuie să-i dau dreptate. Pentru că eu sunt convins că o echipă ca cea care astăzi a raportat niște obiective mai mari, mai mici, îndeplinite, o echipă politică, administrativă, care s-a ținut de cuvânt de-a lungul anilor, este capabilă să rezolve și problema acestui pavilion, fost spital municipal, care n-a funcționat niciodată ca spital municipal, de-aia și fost desființat, să finalizăm odată acest obiectiv, acest șantier la care Stavarache a dus în pelerinaj o grămadă de personaje politice și să-l dăm sănătății băcăuanilor. Ca atare, domnule președinte, vă rog, repet, este ca un SOS, să puneți această problemă pe masa coaliției, în speranța că liderii liberali de la teritoriu, așa cum îl văd eu pe președintele PNL și primul ministru, un om de bună credință, sunt convins că dacă se va apleca puțin asupra subiectului, va debloca această stare de fapt, va debloca 5 consilieri locali de la PNL, astfel încât să reușim să trecem acest obiectiv din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului și să fie la dispoziția tuturor băcăuanilor care au nevoie de servicii de sănătate. Mă opresc aici, după ce se va valida echipa, o să mai am o scurtă intervenție pentru următorii, ce ne propunem pentru următorii 4 ani. Nu înainte de a-i da cuvântul, Silviu, te rog să mă ajuți, de a-i da cuvântul domnului președinte Marcel Ciolacu. Ai fugit, Silviu? Nu? Dar reușești? O să-i fac o surpriză, trebuie să mai și zâmbim, nu trebuie să fim, trebuie să fim și tensionați și... Vă spuneam, Claudiu Manda l-a făcut vulpoi pe domnul Marcel Ciolacu și nu e departe de adevăr. Eu pe Marcel Ciolacu cam așa l-aș vedea. Eu avem multe discuții în contradictoriu, nu câștig aproape niciuna, trebuie să vă anunț, dar știu sigur că nu văd toate problemele pe care le are de dus în spate, și politice, și guvernamentale, și pentru că noi avem o cultură a organizației, și nu numai noi PSD Bacău, ci întreaga organizație a PSD, mi-am permis să-l definesc așa, ca pe un lider care încearcă, așa a și spus în 2020, încearcă să deschidă drumul spre noi orizontul și pentru partid și pentru și pentru România. Ca atare, permiteți-mi să-i dau cuvântul domnului președinte Marcel Ciolacu. Domnilor și domnilor, colegi, camarazi, prieteni, sunt ferm convins că multe din ce vreau să vă spun s-au modificat după intervențiile dumneavoastră. Mi-a adus aminte președintele dumneavoastră, domnul Dragoș Benea, Dragoș, dacă îmi permiți, și îmi pare rău că nu mi-ai spus Marcel, fiindcă așa ne adresăm unul altuia, de primele perioade când dumneavoastră, întâi interimar, m-ați lăsat să conduc destinele celui mai mare partid din România, partidul care și-a pus amprenta cel mai clar în tot discursul istoric al României. Și mi-aduceam aminte și cu Mihai Tudose, un bun prieten atât de al meu, și de al Marian, și de al Dragoș, prima ședință făcută la Brăila, președinte interimar. Vreau să vă spun că am făcut-o cu jandarmii la ușă. Cam așa am pornit eu
în noul PSD. Cam așa se ajunsese în acel moment și mă bucur că împreună cu colegii mei am reușit să repunem în direcția corectă cea mai importantă formațiune politică din România. Am câștigat ultimele alegeri generale. Că ei n-au vrut să recunoască acest lucru și au forțat instituțional încălcare incorrectă a Constituției, e cu totul altceva. Dar ăsta este adevăr. Pe noi nu ne-a băgat nimeni la guvernare. Singurii care ne-au trimis la guvernare sunt români. Nu ne-a băgat la guvernare nici președintele Iohannis, nu ne-a băgat la guvernare nici Partidul Național Liberal, nici UDMR-ul, nici minoritățile, nici USR-ul. În noi, de fiecare dată, ne-au băgat la guvernare români. Iar Partidul Social Democrat, la ultimile alegeri, a câștigat alegeri. Era de datoria președintelui întâi să stea de vorbă cu Partidul Social Democrat. Am stat de vorbă după o perioadă mai scurtă decât își închipuiau ei. Eu eram ferm convins că se va întâmpla acest lucru, este cu totul altceva. De ce am ajuns aici? Fiindcă întotdeauna, când forțezi altfel lucrurile decât le-au văzut românii, mai devreme sau mai târziu îți va veni o notă de plată. Exact cum îmi pare rău că în acest moment măcăoanii trebuie să o plătească pentru ceea ce se întâmplă în municipiul Bacău, unde este evident o diferență majoră între ceea ce se întâmplă în județ, la Valentin, și ceea ce se întâmplă în municipiu. De ce am inventat acești oameni noi, fără experiență administrativă, nici centrală, nici locală, și de ce au apărut de alte Nicușor Dan, de alte Friț, de alte primarul dumneavoastră, tot felul de pokemoni, crezând că destinele unor municipii de anvergură și a capitalei Bucureștiului sunt niște lucruri așa la îndemâna oricui? Am văzut și anvergura lor din administrația centrală. Când au vrut să conducă economia, când au vrut să conducă fondurile europene, și, cu adevărat, am avut o decizie foarte grea de luat. Dragoș a fost printre cei mai vocali. Acum să spun și un lucru. Dragoș n-a fost unul dintre membrii fondatori ai fanclubului meu. Acum, după 2 ani și jumătate, nici eu n-am mai trecut pe la club să văd cine a plătit cotizația. Dar sper că încet, încet am început împreună să construim și să facem și să arătăm foarte clar diferența. Am intrat la această guvernare, cum am spus, pentru că așa și-au dorit românii. Fiindcă dacă nu-și doreau, n-am fi câștigat alegeri. Am intrat într-un moment foarte dificil. Într-un moment în care oamenii curajoți, și aici vine diferența dintre noi care ne dorim să fim nu numai oameni politici, dar să fim și oameni de stat, oamenii care vor doar să speculeze anumite momente, prienițe sau anumite stări și emoții a unui popor la un moment dat. Era de datoria noastră să ne implicăm în acest act de guvernare. Nu sunt prietenii mei cei de la PNL și am înțeles gluma domnului președinte, dar nu sunt nici dușmani.
Eu nu am dușmani în politică și vă recomand și dumneavoastră să nu aveți dușmani în politică. Avem adversari în politică. Dușmani cu adevărat trebuie să fie trădători. Nu poți să vii în fața românilor să spui că tu te lupți ca România să fie acolo unde este corect să fie, în Schengen, și cât de multe zbați tu la familia ta europeană și de fapt de dimineață până seară să mergi la Bruxelles sau prin alte state și să încerci dintr-un raționament și într-o rațiune total politică ca un popor întreg după ce și-a îndeplinit exemplar tot ce a avut inclusiv în acest conflict între Rusia și Ucraina, să-i se facă iarăși o nedreptate și să nu intrăm în spațiu Schengen. Eu sper ca acest lucru să nu se întâmple în decembrie și ca să fiu și mai clar înțeles, cei de la USR vor încerca în perioada următoare exact ce au făcut și până acum. Vor face tot ce ține de ei ca România să nu intre în spațiu Schengen, pur și simplu dintr-o rațiune total politică. Această coaliție să nu aibă această realizare. Este fals, cum gândesc, și sunt ferm convins că în 2024 iarăși românii vor avea grijă să-i răsplătească cum se cuvine. Vorbea Dragoș că am fi avut de ales ca în 2024 să avem 40% la alegeri și am ales totuși să nu avem 40%, dar să intrăm la guvernare și să dăm această coerență actului de guvernare și o eficiență categorică așteptată atât de către români cât și de mediul de afaceri. Nu sunt așa convins. Eu sunt ferm convins că împreună, în echipă, vom depăși 40% în 2024, chiar dacă ne-am implicat la guvernare, chiar dacă în acest moment am pornit întâi să cimentăm organizațiile importante ale Partidului Social Democrat, cum este a dumneavoastră, și să le consolidăm întâi pe cei care au, să-i consolidăm pe cei care au câștigat. Eu sunt ferm convins că pe urmă președintele dumneavoastră, domnul Dragoș Benea, va veni alături de mine și vom intra și cu organizațiile care de obicei găsesc motive de ce nu câștigă alegerile. Și sunt atacurile astea extraordinare după internet, de parcă la mine sau la dumneavoastră nu sunt. Și vom găsi și acolo soluțiile cele mai bune de reconstrucție a acelor organizații, de deschiderea ușilor a acelor organizații, astfel încât să avem tot cu patru în față și în 2024, chiar dacă ne-am implicat în acest moment dificil în actul de guvernare. Sunt pentru prima oară în fața organizației de la Bacău. Nu m-a invitat niciodată Dragoș până acum. Acum era obligat să facă, că sunt președintele partidului. Am venit cu mare plăcere, dar în schimb am venit la alegerile locale. Și totul, Dragoș, a început. Erau atunci foarte multe zvonuri și asta mai avem noi românii, avem grijă altora mereu, că la Bacău se vor pierde alegeri. Cele mai multe dintre aceste zvonuri, normal că veneau de la adversari. Am făcut și sondaje, cifrele nu arătau așa. Dimpotrivă, chiar anumiți lideri
PNL din vremea aceea mai aveau puțin și anunțau. Și eu știam cu cine am de-a face, totuși un maratonist. Nu-i la îndemâna oricui să facă maraton. Invit pe foarte mult să încercați acest lucru. Cu adevărat, port de anduranță și de un echilibru mental ieșit din comun. E bine să nu te pui cu el. De aceea și eu, când mai am ceva de spus lui Dragoș, le spun în glumă. În schimb, urma au început să amelioreze totuși lucrurile. Domnule, o să câștige așa la fotografie. Nu, Dragoș Benea, împreună cu dumneavoastră, întreaga echipă, ați dovedit la suta de metri, l-a bătut și pe Claudiu Manda. Și ați câștigat detașați cu adevărat. Trebuie să vă implicați cu toții să câștigați municipiul Bacău. Bacăuanii, nu o faceți pentru dumneavoastră, o faceți pentru oameni, la fel cum ați făcut-o și în județ. Nu puteți lăsa pe mâini experimentale un municipiu atât de important din România și din Moldova. Au încercat, Dragoș, prima oară, cred că centura să-ți o fure. Au adus și pe președintele României, parcă, nu? În campanie, domnul Orban. Au încercat să fure, de fapt, o realizare a dumneavoastră, a liderului dumneavoastră, să speculeze momentul. Ați văzut că oamenii știu mai bine decât noi și știu foarte bine adevărul. Dar trebuie să-l spunem și noi de fiecare dată. Trebuie să spuneți anumite persoane trecătoare în politică, la fel ca și noi, și vehemenice în anumite funcții, la fel ca și noi, au vrut să facă ceva incorrect. A șaptele, autostrada Moldovei, va fi pentru prima oară o certitudine. Eu sunt ferm convins că până în 2024, până la sfârșitul anului 2024, de la Buzău la Pașcan, se va merge pe autostradă. Sunt ferm convins de acest lucru. Iarăși, un proiect pornit de Dragoș Benea. Acum, că a trebuit să vină Bănățeanu de Sorin Grindeanu să realizeze, e altă discuție. Dar totuși vă rămâne un lucru foarte important. Rămâne între cei mai mari constructori băcăuani. Mi-aș fi dorit să fie buzoian. Un constructor român de excepție. Eu l-am întâlnit, cred că, de trei ori în viață, odată când eram vicepremier împreună cu Mihai Tudose. Și este singurul constructor care nu se plânge. Și a promis foarte clar, în fața mea și în fața Ministrului Transporturilor, că până la sfârșitul anului 2024 o să termine autostrada, celebra autostrada a Moldovei, pe care n-am avut-o timp de 32 de ani. Din punctul meu de vedere, anumite momente istorice și de guvernare, nu a PSD-ului, s-a stopat această construcție de autostradă. Și dacă vom analiza migrația forței de muncă, mai ales din Moldova, din Suceava, Botoșani, Bacău, Vaslui, pentru că când nu ai infrastructură, nu ai nici investiții pe măsură. Și atunci, această forță de muncă, care de fapt și de drept este o plusvaloare, în loc să rămână în România, a plecat în alte țări. Vorbeam cu primul ministru al Portugaliei,
domnul Costa, același lucru s-a întâmplat și în Portugalia la un moment dat. Mi-a zis Marcel, indiferent câte programe veți încerca, este foarte greu ca românii tăi să se întoarcă înapoi. Știu că e dureros ce spun, prin așa ceva am trecut și noi și a fost foarte greu ca foarte mulți dintre portughezi la un moment dat să se întoarcă înapoi, cu toate că s-a schimbat situația economică. Am vrut să vă spun acest lucru pentru că anumite decizii politice nu întâmplătoare, dar luate de către politicienii români, ne schimbă modul de viață dacă nu suntem atenți. Dacă nu înțelegem de la început acest joc al globalizării, cum spunea domnul profesor, și nu suntem pregătiți pentru acest joc, întregul popor român va plăti această notă de plată. La fel cum familia social-democrată europeană a votat fără excepții intrarea României în spațiul Schengen, la fel ar fi trebuit toate familiile europene cu reprezentare politică în România să facă acest lucru. Când mergem și negociem, trebuie să ne pregătim mult mai bine, să fim mult mai atenți și să înțelegem întreg tablou, nu numai părticica noastră. Avem acum europarlamentari cu experiență și administrativă și parlamentară care ne reprezintă în Parlamentul României și deja, după cum vedeți, jocurile au început să schimbe. Vocea lui Dragoș, a lui Mihai Tudose, a lui Claudiu Manda, a lui Vanei Plumb, au început să simtă, a lui Victor Negrescu, mă bucur că așa a fost ales vicepreședinte al PES. Vorbea Dragoș de ieșirea PSD-ului din acea izolare politică și internă și externă. E depășită de mult timp. Deja suntem parteneri atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Avem o perioadă complicată, imediată și pe termen mediu. Fiindcă trebuie să ne pregătim de un plan optimist și un plan pesimist. Este pentru prima oară când un război, după al doilea război mondial, ne poate influența nu numai nivelul de trai, ci modul de viață. De aceea, în ultima perioadă, poate n-am găsit eu cuvintele potrivite să înțeleagă și partenerii noștri de coaliție mai exact ceea ce vreau să spun, am solicitat să închidem disputele empirice cu un procent cu cât să măresc pensii. Spunea domn profesor că se schimbă doctrinele. Corect. Rămân principiile echitate socială la social-democrați, valorile proprietății a liberali, a cei de dreapta. Noi vrem o împărțire a capitalului, ei vor o componentă din PIB la împărțirea venitului către capital. Dar în acest moment, suntem la un moment de cotitură și noi și ei. Acea cotă unică, nu mă ierte Dumnezeu, ea nu mai reprezintă progresul. Mi-a domn profesor, trebuie să te uiți, s-a schimbat totul, prin că trebuie să te uiți întâi la ce se întâmplă în economie. În economie, în acest moment, e o dinamică imensă. E și un recul la ceea ce se întâmplă, e și o speranță, fiindcă nu putem sta în această zonă de așteptare fără a face investiții majore, trebuie să ne adaptăm. Trebuie să ne adaptăm și noi, dar
Asta este, trebuie să adapteze și partenerii noștri și să înțeleagă că trebuie să ieșim din cercul clasic de până acum. Istoria din acest moment se scrie altfel. Datoria noastră este să nu vi se schimbe modul de viață, nu numai dumneavoastră, și nouă, și copiilor noștri. Trebuie să găsim capacitatea de a ajuta să depășim acest moment fără prea mare sacrificiu. Atunci eu nu vorbesc de o mărire de pensii de 15, 10%, 11%, 12% și de niște trompete care ies fără să înțeleagă, de fapt, o realitate mult mai profundă. Fiindcă nu pot să măresc pensia unuia care are o pensie specială de 400 de milioane, 200 de milioane, la fel ca celui care are o pensie de 1500, 3000 de lei, 4000 de lei. Pentru că cu toții trebuie să ieșim din acest moment complicat. Da, eu cu primul ministru, cu Nicolae Ciucă, am aceste discuții telefonice. Dacă și-ar mai putea opri și trompetele să înțeleagă exact în ce context jucăm, vom fi mai credibili în fața dumneavoastră, a românilor. Și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, veți fi și mai credibili în fața oamenilor pe care îi reprezentați. Dacă vom avea maturitate de a ne respecta ca și parteneri. Și eu cred că nu există altă soluție până în anul 2024 decât actuala coaliție politică, vom avea o șansă și după 2024. PSD-ul va conduce România și după 2024, indiferent dacă cu Partidul Național Liberal sau fără Partidul Național Liberal. Am spus, am început la Craiova, am spus și la Buzău, ați spus în primul rând dumneavoastră cum am predat guvernarea, care erau cifrele când s-a predat guvernarea, care era datoria publică când am predat guvernarea. Am făcut toate aceste lucruri pentru că am simțit nevoia de a spune adevărul. Întotdeauna trebuie să spunem adevărul. Iar eu, de când am fost ales de către dumneavoastră, am spus la televizor și ce am greșit, și ce am greșit eu, și ce a greșit PSD-ul, și unde cu toții am greșit. Maria Neacșu a fost exclus din Partidul Social Democrat. O greșeală majoră. Cu toții am greșit, cu adevărat. Nu în aceeași măsură, în egală măsură, Mihai Tudose a fost îndepărtat din Partidul Social Democrat. Eu mă bucur că în acest moment acești oameni au venit înapoi. Fiecare cu calitățile lui, nici eu nu sunt un om perfect, cu adevărat mă simt mult mai împlinit când sunt și cu Dragoș, și cu Marian, și cu Mihai, cu Claudiu, și cu Sorin Grindeanu, unul meu prieten, și cu Gabi Firea. Nu depășim și nu vom putea depăși toate aceste provocări. Din punctul meu de vedere, iertați-mă, dacă noi nu le acceptăm și dacă noi, Partidul Social Democrat, nu le găsim soluții, nu are cine să le găsească. Asta este crucea noastră pe care trebuie să ne-o ducem, fiindcă asta așteaptă România și asta așteaptă românii de la noi. Ca noi să găsim soluțiile corecte pentru perioada următoare. Dragoș, mulțumesc încă o dată pentru că m-ai invitat. Sunt un om modest de fel, dar știu lucrul acesta. Am rugat organizația de tineret. Cu adevărat, poate școlile de vară, dacă ne uităm la școlile de vară,
ale partenerilor noștri se termină cu băutură și cu lozinci suedeze. Eu am fost, mie nu mi-e nicio rușine de lozincile lor, așa am preluat partidul cu lozinci cu tot. Preiești cu bune și cu rele. Eu am fost la școala de vară a Partidului Social Democrat, președintele tineretului interimar și el, Mihai Ghigiu, fost prorector la SNSPA, au avut și o parte, am fost împreună cu doamna Gabriela Firea, și o parte în amfiteatru și am avut fiecare discursuri, foarte multe ei, tinerii, urmă au avut și de lucru pe ateliere, pe anumite componente, fiindcă există și o parte de socializare, normal sunt tineri, oameni buni, nu mai sunt ca mine, de exemplu. Dar, domnul profesor, cu adevărat, o să vedeți, până acum nu știu cât de des erați deranjat de Dragoș și de colegii din Partidul Social Democrat, dar veți fi deranjat foarte des de acum încolo. Fiindcă trebuie să plecăm de la o bibliografie elementară și obligatorie până intrăm într-un circuit. Și o să vedeți că avem niște tineri minunați în Partidul Social Democrat și noi toți avem datoria, nu se termină pământul cu noi, cum au, sau cel puțin eu am promis foarte clar că din PSD o să plec acasă, că nu mă apuc să fac alte partide, iarăși o greșeală fantastică unor foști lideri, chiar președinți de partid, și la un moment dat trebuie să lăsăm generațiile următoare măcar să-i lăsăm pregătiți pentru viitoarele provocări. Ceea când nu o să mai fie accentul, acest accent deosebit pe globalizare. Părerea mea că în perioada următoare va fi inversul globalizării, mai ales după o criză energetică și fără decizii la nivelul Comisiei Europene, la așteptările popoarelor care creează Uniunea Europeană. Mulțumesc mult și mulțumesc din tot sufletul, Dragoș, pentru invitația ta și a echipei tale și sunt ferm convins că vei avea la alegeri cu 4 și vei avea și primarul municipiului Bacău. Am înțeles. Da, ne apropiem cu pași repede de final. Dacă mi-a dat voie să-i spun Marcel, spun Marcel. Da, nu am fost în fan club Marcel Ciolacu, că eram un alt fan club, Ciolacu Grindeanu, și am apucat să mă scriu acolo și nu pot să fiu în două fan cluburi. Așa că înțepăturile acestea am act de cojoc cu acestor înțepături. Da. Ne înscriem practic în ultimul punct al ordinii de zi, alegerea noii conduceri. N-am să mă formalizez, ne cunoaștem. Viața politică ne-a făcut să ne reconfirmăm ca mandate din 2 în 2 ani în organizației județene, că au fost conferințe ordinare, că au fost extraordinare. Sper ca de această dată totuși să avem o stabilitate și următoarea conferință a Organizației Județene să fie în 2026. Noi am avut o conferință importantă acum o săptămână la municipiu și este clar că acolo am dislocat o resursă umană destul de importantă și aș aminti pe domnul prefect Bogdanel, pe domnul președinte Ivancea, pe Gabriel Bunduc, secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor, pe doamna Anca Egarmin. Deci ne pregătim, ne facem temele pentru ceea ce va fi 2024, dar până atunci trebuie să alegem o nouă conducere.
Am să vă propun să facem vot deschis și la președinte și la celelalte funcții de vicepreședinți și prim-vicepreședinți. Cine este pentru a merge cu vot deschis? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate. Pentru conformitate precizez că avem și infrastructura pregătită pentru vot secret. Iarăși, fără a mă formaliza și înainte de a alege președintele, n-aș vrea să o facem separat, aș vrea să vă spun cum ne-am gândit să abordăm, ce echipă abordăm următorii 4 ani. Am zis că există o infuzie de femei, fete, tineri în organizația PSD Bacău. Am să încep cu ele și cu cea mai recentă și nouă achiziție. Este Cristina Racoveanu, aici prezentă. O știe orice primar și orice primar de la orice partid, o știe, pentru că nici nimeni din această sală nu știm câte proiecte s-au mișcat mai repede datorită implicării ei benevole, fără a-i solicita cineva în mod expres. Este un om care poate acoperi prin experiența pe care a acumulat-o administrativă, poate acoperi aproape orice funcție la nivel județean, acoperit din punct de vedere evident al competenței. Continuăm cu Anca Egarmin, am zis, este și președinte la Organizația de Femei, dar îmi doresc să fie și vicepreședinte la Organizația Județeană. Diana Miclăuș are dublă calitate, este de prin 2000 în partid, deci aproape aceeași vechime cu mine. Activistă devotată a Partidului Social Democrat, a câștigat alegerile în 2016, a schimbat la față comuna Poduri și le-am spus și ieri colegilor, îmi doresc să fie, pentru că are o puternică valoare de simbol, îmi amintesc că în 2020 trei bărbați, în ghilimele bărbați, unul fost ministru, altul candidat la CJ ca să nu rămână șomer, și candidatul PNL la primăria Poduri, toți trei s-au dus acolo și au început să se laude cu ceea ce făcuse Diana în comuna Poduri în perioada 2017-2020. Replica cea mai importantă a venit din partea Dianei, care, secundată de Vasile Budacă, i-a zdrobit pur și simplu, câștigând cu 80% 2200 de voturi în comuna Poduri, deși s-au prăvălit o grămadă de așa ziși lideri politici de la Bacău și din Moinești asupra ei. Felicitări, Diana, și mulțumesc pentru acest. Ioan Bujor este performerul alegerilor locale din 2020. Își dorește, este foarte important să ne dorim cu toții să facem treabă în următorii ani. Valentin Manea, la fel, primar de 80%. Sunt convins că alegerile din municipiul Bacău vor fi puternic influențate și de performanțele primarilor PSD din jurul municipiului Bacău. Cu cât mai aproape de municipiul Bacău, cu atât mai mare influența, dar și celelalte comune cu primarii PSD vor avea influența lor în destinul de la municipiul Bacău, pentru că populația circulă în județ, vorbește și la un moment dat toate aceste lucruri se adună undeva. Și Valentin Manea este un primar din jurul Bacăului cu care ne mândrim chiar în municipiul Bacău. Domnul Miron Smarandache, am spus, este... Mironica este omul care, când mi-a fost greu, m-a ajutat în timpul cel mai scurt și a dovedit o loialitate față de această echipă rară. Loialitatea mă refer. Și când a venit alături de noi, a făcut-o pe o strângere de mână și când a înțeles și mesajul președintelui Ciolacu și al meu și rugămintea mea și discuția cu dânsul, tot o strângere de mână. A fost și îi mulțumesc pentru acest lucru și știu că atunci când va fi convocat la ședințele de partid, își va face programul după partid, indiferent cât ar fi de ocupat. Îi mulțumesc, Mironică, și mult succes! Pe Ion Cucerescu și pe Olimpiu Tulpan reprezintă valul tânăr. Am parcurs, repet, funcțiile de vicepreședinți. Îl știți și pe Olimpiu, vechi, membru de la TSD,
sânge proaspăt, dinamic, ne-a reprezentat cu cinste și la București. Ion Cucerescu s-a prezentat singur, este și președintele PES-ului. Vasile Izvoran, mi-am dorit foarte mult să facă parte din această echipă. Este un om cu o vastă experiență politică, un model de social-democrat, probitate morală la cel mai înalt nivel și va fi un bun vicepreședinte pentru o organizație care își dorește în 2024 rezultate cât mai pozitive. Sigur, aici la prezidiu sunt și Ana și Bianca. Ana are o activitate de reprezentare și nu numai a Parlamentului la nivel internațional, care ar face, este membră de drept a Biroului Politic Județean, nu cred că funcția de vicepreședinte a Organizației Județene îi lipsea. La fel și Bianca are și spitalul și activitatea parlamentară suficient timp de alocat pentru aceste două domenii. În schimb, Claudiu și Costel, așa cum îi știți, Claudiu Ilișanu și Costel Dunava, îi cunoașteți foarte bine și, de fapt, cu ei continui, cu Silviu la secretar general. Unde e Silviu? Silviu de la partid, cum îl știți cu toții. Așa. Și cei mai importanți, dar, repet, nici eu, nici Vali, nici Lucian nu reușim din punct de vedere al vieții de partid și al organizării politice să acoperim județul așa cum trebuie acoperit din punct de vedere politic, al interacțiunii cu organizațiile, cu membrii, cu consilierii locali. Acest lucru este asigurat de 5 oameni. Este asigurat de Silviu Pravă, secretar general, este asigurat de Claudiu și Costel, Claudiu Ișanu și Costel Dunava, dar mai ales de cei doi viitori prim vicepreședinți, sper. Unul este deputat, altul era să fie, Ionel Floroiu, și Vasile Budacă, care îmi doresc foarte mult să... O piesă grea a Partidului Social Democrat, dar deocamdată liber de sarcini din punct de vedere administrativ, dar nu pentru mult timp. La trezorier continuăm cu Monica Floricică și aceasta este echipa. Sigur, la prim-vicepreședință am luat numărul maxim, 2. La vicepreședință am luat numărul minim, 11. De ce? Pentru că eu cred că în următorii 2 ani va trebui să continuăm să aducem oameni care și să-i aducem alături de partid, oameni de valoare, oameni reprezentativi în comunitate și trebuie să avem locurile respective la dispoziție, dar îmi doresc ca acești 11 vicepreședinți chiar să fie apăsați alături de mine și de cei doi prim vicepreședinți de responsabilitatea funcției de vicepreședinte. Și de aceea am preferat să mergem pe numărul minim, fiind restul de locuri fiind o invitație deschisă, o invitație deschisă și publică pentru alți oameni din simpatizanți din județul Bacău, simpatizanți ai Partidului Social Democrat, pentru că noi trebuie să rămânem, în ciuda tuturor atacurilor și criticilor, trebuie să rămânem o organizație în permanentă deschisă, în permanentă schimbare și cu apetit de schimbare. Am să supun votului dumneavoastră separat președintele, separat prin vicepreședinții și în bloc vicepreședinții, nu înainte de a vă spune că eu îmi doresc să fiu mai bun decât în toate celelalte 5 mandate mici de câte 2 ani, că v-am zis de reconfirmările din 2 în 2 ani. Acesta este obiectivul meu, ne cunoaștem destul de bine. Dacă voi fi mai bun și mai performant și mai aplecat asupra organizației și asupra problemelor județului, cu siguranță lucrurile vor merge bine. Nu-mi place să... Sunt președinte, dar îmi place să spun că sunt coordonatorul acestei echipe. Am insistat întotdeauna pe acest cuvânt și așa vom funcționa în continuare. Ca atare, vă propun ca pentru funcția de președinte, dacă sunteți de acord cu alegerea
Dragoș Adrian Benea. Cine este pentru? Pentru prim vicepreședinți domnul Ionel Floroiu și domnul Vasile Budacă. Cine este pentru? Pentru vicepreședinți Anca Egarmin, Diana Miclăuș, Cristina Racoveanu, Ioan Bujor, Valentin Manea, Claudiu Iunișanu, Costel Dunava, Olimp Tulpan, Ion Cucerescu și Vasile Izvoran și Miron Smarandache. Cine este pentru? La secretar executiv, domnul Silviu Pravăț. Cine este pentru? Și la trezorier, Monica Floricică. Cine este pentru? Bun. Acum, domnule președinte, nu știu dacă ați observat, dar eu v-am urmărit toate intervențiile, nu știu cine mai face treaba asta, am urmărit toate intervențiile la toate conferințele județene, ca să știți că sunt cu ochii pe dumneavoastră. Da. 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 La Bacău, deocamdată, a alocat cel mai consistent timp al locuțiunii dânsului, ceea ce spune ceva despre consistența acestei adunări, care, sigur, toată lumea își propune să se termine în două ore, dar ce să vezi, suntem cam în minutul 190, dar promit că nu ne prinde minutul 200, nici măcar 195. O să spun foarte repede ce ne propunem pentru următorii 4 ani, dincolo de, evident, câștigarea alegerilor în 2024. Cu siguranță, eu știu ce organizație coordonez, o organizație frumoasă, tonică, experimentată, am spus, puternic diferențiată de toate celelalte organizații politice din județ, o spun cu mândrie, nu o spun cu trufie, s-a folosit și acest cuvânt astăzi, dar în alt context, o spun cu mândrie, este cea mai valoroasă organizație politică a județului Bacău și acest lucru a fost confirmat de-a lungul timpului și a fost confirmat și în 2020 și îmi propun ca și în 2024 să se întâmple acest lucru, pentru că validarea electoratului este cea care conferă dimensiunea a ceea ce am făcut. Rămânem cu obiectivele administrative majore pe care trebuie să le urmărim. Am terminat cu aeroportul, am terminat cu centura, acesta 7 pe care Autostrada Moldovei, pe care într-adevăr Guvernarea Social-Democrată a pus-o pe hartă în anii 2016-2019 ca proiectare, ca studiu de fezabilitate, de aceea este astăzi o documentație matură și finanțabilă pe PNRR. Cu siguranță ce a spus domnul președinte se va întâmpla pe tronsoane până la finalul 2024, se va circula, deja au început lucrările pe foarte multe tronsoane, noi sperăm să fim norocoși și să nu avem parte de foarte multe contestații la cele care sunt acum în evaluare. Mi-aș dori ca până la finalul anului să revină Moș Crăciun reprezentat de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu cu semnarea acestor contracte, dar acest lucru nu depinde nici de dâns și nici de nimeni din această sală, ci de niște oferte și de niște comisii de licitații care au o capacitate evident limitată de evaluare. Nu abandonăm proiectul A13, pentru că mulți ne-au luat la... De fapt, întotdeauna am fost singuri pe acest proiect, și în Moldova, și la nivelul județului Bacău. Nu abandonând, dar trebuie să recunosc că obstacolele pe care le întâmpin în acest proiect sunt demne de luat în seamă și mă fac să fiu de un optimist mai ponderat. Gabriel Bunduc, secretar de stat, te rog frumos, Gabriel, să te vadă sala. Gabriel Bunduc, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, un tânăr extrem de muncitor, a fost implicat și în modernizarea aeroportului, știe să lucreze cu fonduri europene, ne ține la curent cu tot ceea ce, fără a-și pune pe plan secund celelalte sarcini trasate de ministrul Grindeanu, urmărește și aceste proiecte. A13, înțeleg, Gabi, că studiul de fezabilitate va fi scos peste două luni la licitație, două săptămâni, scuze. Bine că s-a terminat, bine că s-a reziliat acel contract păgubos cu o societate care n-a înțeles sau ori a licitat prost, ori n-a vrut să facă treabă de la bun început. Reluăm această ascensiune, rămânem perseverenți, nu? Dacă tot suntem de anduranță, rămânem perseverenți, nu abandonăm A13, oricât ne-ar lua la mișto, de fapt pe tine te-a luat, dar pe noi toți, președintele de la PNL, cel care din calitate de secretar de stat a reușit un proiect, l-a dus de la cap la coadă, a semnat certificatele de mediu care au dus tabla pe casa lui Alexe de la Iași. Asta este realizarea președintelui la PNL Bacău. Ca să știți, domnul președinte, cu cine stați de vorbă, îl cunoașteți, să-l vedeți la Parlament.
Da, urmează să vedem ce va explica cu spitalul. Bun, eu vreau să închei cu o zicală care îmi place tare mult și este și de actualitate. Nu mai sunt maratonist, am fost că nu mă mai țin balamalele, dar n-am renunțat la enduranță. Și să știți că bicicleta nu merge fără lanț. Și să știți că o organizație, dacă se învârte lanțul, funcționează. Dar să știți că lanțul este atât de puternic, pe cât este de puternică cea mai slabă veriga sa. O știți cu toții. Și eu îmi doresc ca, alături de dumneavoastră și de echipa de conducere, în următorii 4 ani, să antrenăm toate aceste verigi, pentru că un concurs de anduranță, cum este și politica, sau alte competiții sportive, ți le va angrena cu siguranță pe toate aceste verigi. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!